Bună seara, dragii mei! Mihai Racovician, realizator emisiunii Dialogul Constructiv Salvează România și astăzi, 15 mai 2023, sărbătorim un an de zile de la lansarea proclamației din Banat. Și evident că suntem într-o echipă interesantă, foarte mare, puternică. Mulți sunt și pe drum, alții încă n-au reușit să ajungă, pentru că dezbaterea este extrem de interesantă și cred eu că foarte importantă și vreau să vă introduc pe rând participanții și contributorii la, să zicem așa, provocarea pe care am lansat-o acum un an de zile la resetarea societății românești privind educația plecând de la morala creștină. Și îl avem în mijlocul nostru, evident, pe seniorul comunicării în spațiu public românesc, profesorul Dumitru Borțun. Bună seara, domn profesor, mulțumesc mult pentru participare. Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație. De asemenea, suntem împreună cu academicianul, fost ministru, domnul profesor Valeriu Tabăr, academicianul sau președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice, și vorbim despre domnul profesor Valeriu Tabără. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Nu sunt academician, academicieni sunt nendi titulari ai Academiei Române. Eu sunt membru în două academii, titulari adevărat și președinte de una dintre ele, dar până acolo la Academia Română mai este drum lung. Mă bucur în seara asta de întâlnire. Salute, să dea Dumnezeu să ajungeți. Vă salut și salut pe domnul profesor Dumitru Borțun. Am toate aprecierile față de pozițiile pe care le exprim în spațiu public, constructive și de o deosebită valoare, ca și pe toți ceilalți interlocutori din această seară. Vă mulțumesc frumos, domnule profesor. Domnule ministru, ca să intru în rezonanță cu domnul Racovician, uitați că a intrat și domnul Truță. Vă salutăm, bună seara! Haideți să-i prezentăm pe toți. Domnul Beni Oprea, de la Timișoara, bună seara! Bună seara! Sunt onorat să fiu alături de distinși invitații ai tăi și de tine. Suntem împreună cu inspectorul general adjunct al învățământului timișan, domnul profesor Cosmin Hocea, bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Și, bineînțeles, deocamdată cu Sorin Truță, partenerul meu de reconstrucție, să zicem, sau de semănare a unei noi forme de adresare în spațiu public în care încercăm să ne bazăm pe educație plecând de la morala creștină. Bună seara, bine v-am găsit! Și nu în ultimul rând, acum o să apară și Riadu, adică domnul Eugen Seche, un partener deosebit, un susținător al proclamației din Banat, un om care veghează, chiar că a trăit foarte mulți ani în străinătate și are o viziune foarte, foarte interesantă despre România. Bine ai venit, Eugen! Bună seara! Bună seara! Bine v-am regăsit! În primul rând, vreau să mulțumesc pentru toți aceia care au găsit timpul necesar să marcăm un an de zile și am să-l rog pe domnul profesor Borțun să introducă, de fapt, ce am căutat noi să punem în evidență prin lansarea la Timișoara într-un cadru, să zicem, extrem de interesant, academic, la nivelul cel mai înalt, proclamația din Banat. Domn profesor, vă rog. A fost un cadru foarte potrivit pentru ce vroiam noi, cu concursul Universității de Științe de Agronomie și de Medicină Veterinară de la Timișoara. Vreau să vă spun că nivelul calitativ al intervențiilor a fost atât de mare că îmi părea tot timpul rău că nu se transmite pentru a multiplica mesajele de acolo. Noi am încercat să dăm o platformă cât mai ușor de înțeles, mai coerentă și mai promițătoare în rezultate, pentru a unifica o serie întreagă de forțe care să ducă la o renaștere a educației. Dacă vreți, o renaștere și o naștere, pentru că eu
ader mai puțin la miturile despre dragostea de carte a poporului român. Eu am alte informații despre România antebelică, România interbelică, România comunistă și așa mai departe. Și cred că regimul comunist a făcut o treabă bună. Încerca să facă educația prin muncă și pentru munca tineretului. Își dăduse seama cu cine are de-a face. Un tineret care nu vrea să muncească. Și vedeți astăzi câți tineri stau fără să muncească. Și spun că dacă nu primesc o leafă de cel puțin 5.000 de lei pe lună, nici nu vor să vină la lucru. E marea problema oficiilor de plasare a forței de muncă. Da? Oficiile județene, locale și ANOFM în general, la Agenția Națională. Pe urmă, este un mit că ne place să învățăm și murim de dragul învățării. Știți foarte bine, mai ales că domnul Racovician este unul dintre reprezentanții cadastrului românesc, știți foarte bine că celebra putadă, cine are carte, are parte, nu exprima dragostea de carte a poporului român și a strămoșilor noștri, cum spuneau comuniștii. Era o constatare pe care o făcea orice țăran din Ardeal. Cine are extras din cartea funciară, are parte de pământul pe care îl are înscris acolo. Deci, o serie întreagă de mituri și de răstălmăciri ale unor formule din arhiva retorică a poporului român încercau să facă această educație pro-muncă, pro-învățare, pro-carte. E, luptăm cu așa ceva. Deci trebuie să fim conștienți de faptul că ne lovim de o lipsă de apetență pentru a învăța lucruri noi, pentru a face efort intelectual, pentru a munci în mod sistematic și pentru a ajunge la performanță. Mă refer la masa critică, la acea majoritate sau la acea măcar 30% să fie, cum spun sociologii, care să dea tonul într-o mulțime. Nu avem și cu asta trebuie să luptăm. Iată de ce domnul Racovician spune foarte bine de resetarea societății românești, pentru că nu e suficient să reiterezi ideea de educație și de învățământ. Pe de altă parte, o Românie educată, cum s-a vrut în acest program politic, nu depinde doar de Ministerul Învățământului, cum cred unii. Este un proiect multisectorial, interdepartamental. Mai multe ministere trebuie să participe aici, mult mai multe. Și Ministerul Finanțelor, și Ministerul Muncii, și Ministerul Menajării Teritoriale, Ministerul Transporturilor. Toate trebuie să-și modifice strategiile și, dacă vreți, întreaga paradigmă în care gândesc problemele lor sectoriale pentru a se întâlni într-un proiect de Românie educată, o altă Românie care să arată altfel, de la cum privesc oamenii în ochii semenilor până la calitatea drumurilor, la țară, la oraș și pe șosele. Toate lucrurile astea țin de o nouă calitate a resursei umane. Dacă vreți o mărturisire personală de la proclamația din Banat, mi s-a întâmplat un lucru foarte interesant. Eu până atunci eram cunoscut ca specialist în comunicare și peste tot eram invitat în calitatea asta. De la proclamație încoace am început să fiu chemat tot mai des la întâlniri între oameni care se ocupă de educație. Am fost chemat, probabil că s-a văzut proclamația, a ajuns la urechile unor oameni. Vreau să vă spun, chiar săptămâna asta care a trecut, am fost miercuri la un colegiu, e un colegiu privat, într-adevăr, care intră în proiectul Bacalaureatului Internațional, Colegiul Genesis din București, unde sunt cooptat în Consiliul Științific al acestei instituții și am participat la expoziția de proiecte personale ale elevilor din clasa 10-a. Este incredibil ce idei au avut, ce determinare să le realizeze și mai ales cum știau să vorbească despre ele. Niște adolescenți de clasa 10-a, da, de 17 ani. A doua zi am fost invitat la o dezbatere organizată de
ONG-ul acesta Merito. Merito este înființat de soții Talpeș. Florin Talpeș este cel care a inventat Bitdefender și care a fost un cel mai bun sistem antivirus care a fost cumpărat de Microsoft. Este considerat performanță la nivel mondial, iar soția lui Măriuca Talpeș îl secundează, a organizat acest, dacă vreți să spun, o platformă în care participă, eu am vorbit în fața circa 100 de profesori din toată țara, veniseră la Gala Merito, care a dat niște premii și le-am vorbit pe teme de educație. Deci, oameni extraordinari, oameni care încearcă să suplinească ceea ce ne oferă autoritățile statale. Și am să spun un lucru, sper că domnul inspector general Cosmin Hogea nu o să se supere că spun asta, dar speranțele mele se îndreaptă tot mai mult spre această societate non-statală, spre capacitatea ei uimitoare de a se organiza, a se autoreglementa și a se regenera în direcții bune, în direcții foarte bune. Și să știți, cu sacrificii personale, vă dau un exemplu, era o profesoară tânără care în timpul pandemiei a inaugurat o platformă, se numește Pauza de Matematică. Să atenți, pare un oximoron, da? Și pauza de matematică. Ori e pauză, ori e oră de matematică. Pauza de matematică. Pentru că ea vine lângă elev, e ca și când ar sta cu el în bancă, profesorul e în față și îi explică ce n-a înțeles. Și scrie de mână pe tabletă, copilul vede, întreabă, îi spune, îi desenează, are 100.000 de oameni care o urmăresc. Soțul ei, care este specialist în IT la o corporație, se ocupă de treaba asta. Amândoi își dedică duminicile acestor copii care au început să învețe matematică. În general, au 1.000.000 de abonați. Dumneavoastră vă dați seama ce fac acești oameni? Cu sacrificarea weekendurilor, pentru că în duminica stau în casă și fac matematică cu copiii țării. V-am dat doar un exemplu. Sunt mai multe exemple care arată că inițiativa privată, sacrificiul personal, dragostea pentru meserie, respectul și pentru profesie, pentru valorile ei și la urma urmei pentru valorile creștine, după cum bine spunea domnul Rahovician, poate să schimbe, pot toate la un loc să schimbe ceva. Dar ca să așteptăm de la stat să mai vină cu o lege și să încerce să rezolve punctual niște lucruri care n-au semnificație generală. Deci sistemul suferă de cancer și tu îi dai aspirină pentru răceală. Adică e o disproporție extraordinară între adevăratele probleme ale școlii românești și încercările de paliativele care se aduc prin cele două legi care urmează să fie adoptate. Mulțumesc pentru atenție, aștept și alte intervenții, poate evident, mai intervenim. Evident, domn profesor, vom profita la maxim și mergem acum la domnul profesor Tabără, cu o experiență extrem de mare, profesor universitar prin care l-am cunoscut, l-am avut prezent la doctorat și plecând de la ceea ce avem în proclamația din Banat, Domnul este pământul cu tot ce este pe el, precum și spunea regretatul Damian Voicu, cu care îmi spunea că era testamentul domnului Racovician, toți specialiștii din toate domeniile cunoașterii au obligația să-l studieze, să-l măsoare, să-l împartă și să-l îngrijească. Pentru ce? Pentru a lăsa moștenire generațiilor viitoare. Domnule profesor, sunteți profesor doctor în pământ. Ce ne puteți spune dumneavoastră despre ceea ce domnul profesor Borțun a explicat pe înțelesul tuturor, starea învățământului românesc, despre faptul că familia, care este fundamentul societății, trebuie să se renască și să se ocupe de copii? Care este opinia dumneavoastră? Aproape o viață de om dusă în slujba pământului și a ceea ce punem pe masă. Dar nu numai ceea ce punem pe masă, este important și cine produce și pune pe masă. Și aici este prima parte care, sau prima problemă care dau dreptate
a ceea ce spunea în intervenția domniei sale domnul profesor Borțun, pentru că, sigur, problema aceasta educației pentru muncă și pentru producerea de valoare este lucrul poate esențial al vieții. Și nu este vorba numai de valori materiale. Sunt și valorile spirituale care fac parte tot din pregătirea pe care o facem de-a lungul unei vieți, începând cu cei 7 ani de acasă, cum se spune, acea educație primară de principii din familie și apoi continuată cu școala la diverse niveluri, începând de la școala primară, gimnazială, liceu, facultate, masterate, doctorate, specializări și toate cele. Eu aș spune însă un alt lucru foarte important, care cred că este valabil pentru absolut toate comunitățile de la nivel mondial, dar în special cele din zona aceasta a creștinismului. Este vorba de a respecta principiile de bază după care trebuie să se ghideze atât individul, omul ca individ, cât și ca și componenta unei comunități, a unei societăți și ca și constructor de societate și comunitate. Este fundamental acest lucru și spuneam și ca unul cu destul de multă experiență parlamentară că acolo unde lipsesc principiile celor 10 porunci, practic nu se construiește aproape nimic stabil. Este un lucru pe care l-am învățat ca principii în familie, dar l-am urmărit pe urmă de-a lungul activității mele, activitate care anul acesta încununează 50 de ani, o jumătate de secol. De la absolvirea facultății, de activitate profesională și chiar de familie, pentru că am 50 de ani de la căsătorie. Nu cred că învățământul se perfecționează făcând legi și schimbând regulile de învățământ odată cu fiecare ministru care preia conducerea Ministerului Învățământului și Educației din România. Nu cred, sincer nu cred. Învățământul trebuie să aibă stabilitate, să aibă regulile lui durabile. Și de regulile de bază nu cred că trebuie să fie experimentate tot din 2 în 2 ani sau din 5 în 5 ani. Chiar din 10 în 10 ani nu este bine, pentru că este vorba de cicluri de învățământ, de regulile acestor cicluri. O încadrare într-o anumit ciclu de învățământ a unei generații, ea trebuie să-și urmeze cursul pe aceleași principii și să nu trăiască cu emoții că peste 2 sau 3 ani se schimbă regulile și trebuie să ia de la capăt sau să facă altceva. Și știm ce se întâmplă. Am văzut inclusiv în pandemie faptul că au fost puși elevii, copiii să asculte lecțiile de acasă, să răspundă de acasă. Cred că se va simți multe generații de aici încolo sau mulți ani de aici încolo acest gol de educație pe care l-am avut. Și asta poate și dintr-o nejudecată corectă a unei situații și a influenței ei asupra ceea ce înseamnă generațiile în formare. Eu am nepoți de la grădiniță și până la studenți în anul 4, 2-4 la Facultatea de Medicină. Aș mai spune încă un lucru. Există o construcție care eu cred că ne lipsește. O viziune națională în educație, care nu se poate îndepărta de principiile și de ceea ce am moștenit și de ceea ce avem de lăsat moștenire mai departe, și încadrarea acestei structuri de educație națională în ceea ce înseamnă globalizarea, fie că este vorba de un nivel regional, european sau chiar mondial. Pentru că astăzi problema aceasta a încadrării educației la nivel mondial este de o importanță colosală, având în vedere faptul că este nevoie de acces la probleme noi cu care se confruntă lumea, dar și probleme noi care se așteaptă să fie rezolvate în viitor. Eu vă dau un exemplu care mi-aparține ca domeniu de activitate, problema hranei. Noi nu ne gândim de foarte multe ori și ați văzut că au fost extrem de multe speculații în pandemie, mergând până acolo încât să se creadă că este vorba de sacrificarea unor oameni sau milioane de oameni pentru ca menține populația globului la un anumit nivel. Este o problemă absolut falsă. Și aici intervine un element de educație, de formare profesională, spune eu, dincolo de ce înseamnă munca la lopată sau la baros sau știu la munca aceasta brută. Este vorba de a gândi la soluții care să rezolve problema viitorului. Și eu vă aduc aici în actualitate problema biotehnologiilor. Să știe că sunt un adept
al unor astfel de cercetări care, după părerea mea, vor da siguranță mare în viitor. Și spun că, de pildă, în cercetarea științifică, pe domeniul acesta al biologiei aplicate, a biologiei teoretice aplicate, populația globului ar putea să trăiască la un nivel de până la 30, 40, chiar 50 de miliarde de oameni. Poate e o cifră care sperie la această dată, dar nu este de speriat. Vă dau un exemplu, de pildă, la nivelul Africii, la această dată, capacitatea de producție agroalimentară este undeva la 10-12%. Și vorbesc aici de partea favorabilă din punct de vedere al producției și nu de partea în care se includă și cele două deșerturi mari pe care le are continentul african. Dar în același timp, pregătirea aceasta care se face la nivelele cele mai înalte și nu foarte ușor și nu de către oricine, trebuie să deschidă lumii spre viitor și spre siguranța de existență pe planeta Pământ. Mai mult, cred că diversitatea de pregătire nu face decât să amplifice potențialul educației. Cu cât avem o diversitate mai mare și nu urmăm aceeași cale, aceleași principii, și cred că în România, de pildă, nu se suprapun principiile de educație cu cele franceze, decât în ceea ce privește, practic, partea generală. Părțile de specialitate, de cerințe pentru spațiul românesc și pentru ceea ce înseamnă afirmarea unor persoane cu o pregătire deosebită în spațiul european și spațiul mondial, înseamnă extrem de multe, multe alte lucruri. Eu am subscris și vă spun cu toată răspunderea la acel program lansat de președintele României, România Educată. Dar în sensul în care îl prezenta dânsul în urmă cu vreo 10 ani, într-un spațiu aici. Chiar așa de mult, domn profesor, chiar așa de mult s-a diluat? Poftim? Chiar așa de mult s-a diluat această sintagmă? Părerea mea este că s-a diluat de la principiile pe care le-a prezentat în faza inițială, pentru că era pentru prima dată când ceea ce se prezenta în domeniul acesta al educației se ducea undeva la 80-100 de ani. Câte programe sunt făcute cu obiective de 80-100 de ani? Cred că n-am mai avut un alt obiectiv major decât atunci când ne-am propus refacerea spațiului și integrarea spațiului românesc, încheiată la 1 decembrie 1918. Atunci s-a acționat peste 50 de ani în sensul în care să se poată ajunge la acest obiectiv. Domnul profesor Boțun și ceilalți știu modul de lucru din perioada aceea 1850-1860 spre ceea ce a însemnat anul 1918. A fost un program, un plan de țară formidabil, de durată foarte lungă. Nimeni n-a știut că se va încheia după 1900-1918. Era bătaia extrem de lungă. Cred că și acum, în domeniul acesta al educației, ne va trebui să refacem un sistem care nu este rezolvabil în decurs de 5, 6, 10 ani. S-ar putea să fie nevoie de mulți ani de aici încolo și mai ales de înțelegere și de o strategie foarte clară la care să subscrie partidele politice și mai ales să fie un program, așa cum ar trebui să fie și alte domenii, acceptat de Parlament. Și o spun de foarte multe ori, în România lipsește o strategie clară de dezvoltare pe termen mediu și lung. Ea se confundă cu programele partidelor politice și mai grav se confundă cu programe de guvernare. Programul de guvernare nu este o strategie. Programul de guvernare este o cale de a atinge anumite obiective. Nu se schimbă obiectivele odată cu preluarea puterii de către X sau Y, cum facem noi acum, schimbăm legile în funcție de cum se schimbă ministrii la anumite ministere. Domnul profesor, haideți că puțin de tot trebuie să mai rup puțin, să nu fie chiar așa, dar aici observ o chestiune foarte interesantă pe care dumneavoastră afirmați. Oare nu avem oameni capabili să înțeleagă acest fenomen? Oameni care să fie lideri, care să aibă viziune, înseamnă că sunt unecați, numai oameni de partid, promovați. Eu aș spune și cu asta închei, ca să nu monopolizez eu discuția, mă suprapun, cred că și peste părerea multor oameni publici care ies în dezbateri, da, nu-i avem. Deci nu avem oameni de tipul Regina Maria, Ionice Brăteanu, Alexandru Ioan Cuza,
oamenii aceia care și-au sacrificat până la urmă ei, cariera lor, poate sau au pus-o în pericol la un moment dat pentru ceea ce însemnau atingerea unor obiective fundamentale pentru ceea ce a însemnat modernizarea și pasul următor pe o treaptă de evoluție a României și a poporului român. Să știți că am să vă mai provoc. Acum vreau să vă introduc și pe domnul Mihai Bâlbă de la Botoșani. Acolo sunt oameni de foarte mare, mare valoare. Este unul dintre ei care ne-a susținut mereu proiectele. Bună seara, bine ați venit, domnul Bâlbă. Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Scuzați întârzierea și problemele. Dar nu, întârzierea că a fost un antivirus mai puternic și ne-a bruiat, pentru că în momentul ăsta e foarte interesant. Și haideți să mergem puțin de la proclamația din Barat și să mergem spre domnul profesor Hodea. Ia câtă ce am gândit noi la vremea respectivă. Învățământul românesc trebuie să se concentreze mai mult pe formarea persoanei decât pe simpla acumularea de cunoștințe. Din școala românească trebuie să iasă 1. Oameni cu caracter ghidați pe principiile și valorile morale creștine care stau la baza civilizației europene. 2. Oameni dorniți să învețe toată viața și capabili să o facă. Și 3. Buni cetățeni receptivi la nevoile comunității și dispuși să slujească binele comun. Întrebare simplă. Cunoaștem binele comun, domnul profesor? Profesorii dumneavoastră pe care îi gestionați în județul Timiș cunosc binele comun? Sigur că există colegi profesori care îndeplinesc aceste condiții care dumneavoastră le-ați enumerat. Dar, pe de altă parte, ca și în societatea în care trăim, există și persoane care, din păcate, folosesc acest nume în mod abuziv, aș spune, în sensul că lasă de dorit comportamentul lor atât la ore cât și în societate. După ce doi antevorbitori ai mei, sigur este foarte greu să mai spun ceva nou, dar vreau să spun totuși că... Nu, aici, domn profesor, am o părere. Eu sunt convins și conștient de ceea ce domnile lor au afirmat, însă consider că românii trebuie să vorbească împreună, chiar dacă sunt păreri divergente, pentru că progresul se naște de aici, pentru că oamenii valoroși, chiar dacă nu vorbesc mult, pot face mult. Haideți să vedem. Eu îl consider pe profesorul Hoxha un copil extraordinar care dorește mult, dar face puțin. De ce, domn profesor? De după ce? După posibilitățile, domnule Covicianu, sper să mai am timp să demonstrez și ce pot să fac bun. Dar, ai grijă că vin alegerile, nu de alta. Am spus eu că vorba aia, scap în gura. Ideea este că trebuie să recunosc că tot ce a spus și domnul Borțu și domnul profesor Tabără, lucrurile sunt exact așa. Realitatea este cea care au prezentat-o deși, ceea ce sigur că fiecare care trăiește în societatea noastră poate observa acest lucru. Trebuie să menționez faptul că, într-adevăr, în ultima perioadă, și mă refer în ultimul an, foarte multe ONG-uri, foarte multă societate civilă a venit spre sistemul de învățământ, începând, într-adevăr, de la premiile merito, care și o parte s-au decernat și în Timișoara, să știți, pentru anumite segmente. Au fost situații în care au fost desemnate la nivel național. Au venit ONG-uri care se ocupă de implementarea politicilor educaționale. Cu toate, sigur că suntem în contact, facem front comun în a găsi soluții pentru problemele cu care ne confruntăm. În pandemie existau, într-adevăr, acele grupuri de lucru și să știți că și la noi în Timiș au fost și este și acum o aplicație, se numește Vivor, făcută de o firmă privată, să zic așa, un băiat care a câștigat și un premiu la Strasbourg pentru această aplicație care a dezvoltat-o și care tocmai reușește să integreze sistemul învățământul acesta la distanță, să-l apropie de elevi. Noi am promovat și am încercat să facem lobby pentru perioada aceea grea, să știți, foarte grea, în care am avut foarte mult de suferit datorită modului prin care s-a transmis informația la elevi. Nu toți profesorii au fost pregătiți cu aceste tablete grafice care pot, într-adevăr, să facă conexiunea și să proiecteze pe ecranul calculatorului exact ca și cum aș fi fost prezenți în clasă toți elevi.
Dar cred că e bine să vedem partea bună, în sensul că am scăpat oarecum de aceste situații tensionate legate de modul în care s-a transmis informația spre elevi, să încercăm să punctăm lucrurile bune, cum ar fi exact aceste lucruri care pot rămâne în continuare. Și dacă vreau să vă dau un exemplu și eu, prin faptul că, de exemplu, tot ce înseamnă centru de excelență este încă online pentru că acei copii care sunt la aceste centre de excelență sau pregătirea loturilor olimpice, la matematică, la diverse alte materii, toate se fac online prin aceste aplicații, pentru că aici pierderile sunt mai mici decât în mod normal la elevii, să zic așa, de nivel mediu. Oricum, moralitatea profesorilor este cea care poate să schimbe sistemul de învățământ. Domnul profesor, sunt convins 100%, sunteți un om excepțional, știm foarte bine că împreună am construit mereu principii, am încercat să promovăm, tot mereu când eram să punem mâna pe împărăție, se schimba puterea. Se pare că avem așa o șansă interesantă de a veni meritocrații la conducere și atunci când noi doi muncim, alții beneficiază de alte strategii. Se pare că câteodată le lipsește. Hai să vedem și poziția unor oameni care au beneficiat de învățământ, fiecare au o poziție în societate și să vedem cum interpretează ei. Beni Oprea, cum ai primit tu proclamația din Banat? Cum o vezi acum la un an de zile? E necesară? E utilă societății? Din câte constat din discursul domnului Borțun, al domnului Tabără, constat că sunt lucruri care nu le știam benefice, adică a avut un impact în societate. Sunt întru totul de acord cu analiza făcută de domnul Borțun că noi trebuie să mergem la realitățile neamului nostru, în sensul, să spunem, acolo unde am fost iubitor de carte sau mai puțin iubitor de carte. Și acum, cu mijloacele astea moderne, probabil că am pus o sămânță care încă nu-i vedem rodul, dar putem să observăm că a dat roade. Și aș îndrăzni să spun că dacă programul România Educată a președinției sau a domnului președinte a eșuat, probabil că a nostru o să aibă succes cu voia Tatălui Ceresc. Doamne ajută! Și va trebui să înțelegem la nivel de societate că educația se face în primul rând în familie, în societate, comunități care se adună, dialoghează, vorbesc, cum facem noi cu mijloacele astea moderne, nu mai ne întrunim într-o clădire. Și unii ne urmăresc, unii se implică. Eu mă simt așa printre voi, toți profesori, toți așa cu titluri, unul ca așa de la coada, la coada lopeții ei, moderne. Ei, ce de bucurat, cei din urmă vor fi cei din tâi, așa scrie la Biblia. Asta ai vrut să pui în evidență. De la lopata modernă, cupă și lamă de buldozer. Bine, așa spun eu, dar consider că la un an de zile, chiar dacă e probabil o analiză așa mai serioasă și mai probabil nu sunt multe rezultate, dar eu am speranță că societatea românească va pleca urechea și toate pornirile astea, stările astea de spirit cu părinții 1, părinții 2, cu sexualitatea asta deșanțată va avea un sfârșit, zic eu, și așa cum spunea domnul Tabără, eu am încredințarea că planeta, dacă Dumnezeu vrea să mai întrețină, Tatăl Ceresc, suportă mai mult de 9 miliarde sau cât suntem noi acum, suportă și mai mult. Dacă noi începem să ne gândim, chiar am auzit o știre cât de poluat este oceanul, luăm niște măsuri și dacă numărul dintre neamuri încă nu e împlinit și mai vrea
Tatăl Ceresc să susțină viața pe planetă cu oameni, noi va trebui să proclamăm valorile descoperite de Tatăl Ceresc prin Fiul Său. Și dacă ne va lăsa să trăim în neamul ăsta, unii mai la sfârșitul vieții, cred că o să vedem și roadele. Eu am nădejdea asta. Și văd în mediul de afaceri, lucrurile se schimbă, lucrurile muncim mai eficient ca acum 10 ani. Am învățat multe practici din Occident. Văd și partea pozitivă, nu partea negativă, cum foarte mulți suntem înclinați să asta o vedem. Asta e rolul nostru, să încercăm să promovăm partea pozitivă, pentru că deformația asta din media este extrem de nocivă. Hai să-l vedem pe Sorin Truță, cum apreciază el un an de la lansarea proclamației din Banat la care a participat. Eu mi-am adus aminte cu nostalgie când ne străduiam să redactăm acea proclamație din Banat. Axul central al proclamației din Banat se concentrează pe o educație la capătul căreia ar trebui să avem niște oameni nu neapărat suprainformați, ci niște oameni cizelați. Și vis-a-vis de ce a zis domnul profesor Valeriu Tabără, într-adevăr, noi am avea nevoie de niște lideri cu foarte mult caracter și cu proiect. Și vis-a-vis de asta mi-am adus aminte că Ionel Brăteanu a avut trei obiective mari și late. Deci nu strategii din astea stufoase scrise pe mii de pagini pe care nu le citește nimeni. El și-a propus să facă România mare, a făcut-o și a propus să trecem la votul universal, s-a întâmplat, legea electorală și reforma agrară, pe care, din păcate, n-a reușit, pentru că la bun sfârșit, datorită vicisitudinilor istoriei. Dar vis-a-vis de felul cum se hrănește acest popor, se vorbește despre orice în țara asta, dar mai puțin despre faptul că unul dintre ei copii seara se culcă nemâncat, de exemplu. Și ceilalți doi care mănâncă nu sunt învățați la școală ce să mănânce. La școală, de exemplu, nu se fac lecții de nutriție. La școală nu se predă nici acum codul bunelor maniere. Degeaba o să ai oameni, cum zicea domnul profesor Borțun, care sunt foarte buni la matematică, la informatică și așa mai departe, dacă din punct de vedere social noi suntem descentrați și nu există empatie în societate și se trăiește la modul ăsta individual și pragmatic și mercantil. Pe asta s-a concentrat proclamația din Banat, din ce mi-aduc eu aminte. Ăsta era un mesaj vis-a-vis de modul în care ar trebui să se facă educație în România, nu neapărat un canon. Hai să vedem cum se vede de la Botoșani, acolo unde există extraordinar de mulți oameni de geniu. Și acum copilul ăla mic de 7 ani, fantastic. Ia să vedem. Mihai, cum ai perceput tu proclamația din Banat? Bună seara, bună seara. Ce să zic? Mi-aduc cu plăcere aminte. Timpul zboară foarte repede. Ca să avem o societate productivă, trebuie să avem o societate educată. Da, informatizarea ne ajută foarte mult. Se văd acești pași imenși care au fost făcuți în câțiva ani. Dar nu trebuie să avem în vedere și cei 7 ani de casă, cum se zice la noi. Totdeauna trebuie să existe într-un balans între informatizare, automatizare, robotizare și latura umană a societății. Cum spunea și colegul Truță, dacă nu ne umanizăm un pic, ajungem să fim roboți. Și nu știu dacă ăsta e rolul omenirii, ca să zicem. Vă mulțumesc aici foarte mult. Îmi cer scuze pentru că ai adus această chestiune în discuție. Domnul Rinu Trușcă, care este un tip extraordinar de bine pregătit, foarte bine echipat la nivel intelectual, spunea că roboții sau inteligența artificială nici nu există, pentru că tot ceea ce bage în acel roboțel e băgat de un alt om care știe ce vrea să manipuleze, să ia să obțină. Deci ca atare nu există inteligența artificială.
Și există poate oameni de rău și oameni de bine. Asta e, n-avem de ales. Te rog. Mihai. Da, da, da. Total de acord. Dar și bunătatea, la rândul ei, provine tot din educație. Un om educat poate fi un om bun. Referitor la istoricul nostru, da, totdeauna s-au ridicat, ca mi laudă lumea, genii din Botoșani, de la Iorga, la Lucian, toate ramurile. Dar toată lumea uită că în spate au fost o educație. Acele școli de vară pe care vechi industriași din sud, din zonele Bucureștiului le-au creat la Botoșani și care au dus la educația populației locale. Și atunci au avut acces la educație. Având acces la educație, au plecat mai departe, la Paris, Viena, Cernăuți, și au avut succes, ca zicem așa. Mulțumesc! Hai să vedem cum se vede proclamația din Banat, din Riad. Colegul nostru Eugen a participat cu sufletul mereu alături de noi, a fost sprijinitor material acestei proclamații. Îi mulțumesc pentru acest lucru. Ce părere ai tu? Am sprijinit și telepatic de la distanță. Nu am fost întotdeauna cu spiritul alături de voi. Este o declarație foarte importantă. Și în tot ceea ce facem noi aici, de fapt încercăm să readucem, din punctul meu de vedere, o normalitate, o naturalețe care scapă din ce în ce mai mult în această lume în continuă tulburare. Deci cred că ancorarea din nou în aceste valori fundamentale este extrem de importantă și nu este atât de importantă pentru noi cei care avem o anumită vârstă, ci e foarte importantă pentru generațiile tinere. Nu ca și întotdeauna, aceștia sunt furați de sclipiciul tehnologiei, de o mulțime de alte aspecte care de fapt distrug fundamentul ființei umane, această necesitate de a trăi în comun, de a socializa, de a schimba idei. Deci trebuie să continuăm în acest scop și declarația din Banat este un bun început. Acum vin cu o provocare la distinși profesori, pentru că esența pe care o are această proclamație la punctul 9 trebuie să o lansăm în dezbatere, pentru că personal apreciez că acolo este unul din punctele nodale în vederea reușitei. Este necesară reașezarea statutului cadrului didactic, indiferent de locul pe care îl ocupă, în așa fel încât acesta să-și asume, în condiții de deplină securitate socială, misiunea nobilă de transformare a școlii într-un spațiu în care respectul, onestitatea, demnitatea, bunul simț și integritatea morală să fie valori cardinale. Distinși profesori, iată că nu numai la noi în România, iată că în jurul nostru vuiește, în Ucraina vorbim de război, în Serbia vorbim de o chestiune foarte interesantă. Învață-l pe copil calea pe care să urmeze de mic și când va fi mare o va urma. Iată că un doctor își duce copilul la să învețe să tragă cu pistolul. Oare unde ajungem? Sau vedem pe sticlă cum profesori care trebuie să-și dea viața pentru copii sunt malformați, umiliți. Oare unde ajungem? Unde ne stopăm? Cum vedeți dumneavoastră această strigare, că îi pot spune așa? Cum putem interveni să schimbăm această nenorocire? Domnul profesor Borțun. Scenele despre care vorbiți, cu profesori umiliți de niște mici ligioane care n-au ajuns la judecata morală, se explică și prin lipsa lor de pregătire. Un profesor pregătit
este un profesor care are noțiuni foarte bine asimilate de management al clasei. Un profesor pregătit știe să intre pe ușă, știe să uite la elevi, știe cât să vorbească și cât să tacă, știe cum să stea. Un profesor care nu știe lucrurile astea se va lăsa până la urmă dominat de elevi, pentru că raportul ăsta la clasă este tot timpul un raport de putere. Este veșnica luptă pentru recunoaștere, care recunoaște pe celălalt că este stăpânul. Are Hegel în Fenomenologia Spiritului un capitol, capitolul 4, care chiar așa se intitulează, Stăpân și slugă. Când oamenii încearcă să se manifeste ca stăpân ai celorlalți și fiecare încearcă să își exprime superioritatea și puterea în raport cu altul. Ori la școala românească de astăzi există o luptă pentru putere între profesori și elevi, există o luptă pentru putere între profesori, există o luptă pentru putere între familiile elevilor, între părinți, există tot timpul, în loc să construim o cultură a cooperării, profesorul să fie un companion, să fie însoțitorul elevului în drumul ăsta minunat al autodevenirii, al devenirii de sine, al cunoașterii, al autocunoașterii, și el să fie acel tutore, acel asistent al elevului. Și asta nu se întâmplă doar ceea ce spune acum că nu e realizat, nu e doar din vina școlii, a inspectoratului județean sau al ministerului. O ei vină se foarte cu mare greutățile astea. Ei trebuie să le înfrunte, trebuie să găsească soluții. Da, dar o soluție ar fi o școală a părinților. Ne permitem? Pentru că eu nu pot să-mi imaginez o școală funcțională fără o educație în paralel a părinților, care sunt un analfabetism pedagogic uimitor, prodigios. Intrați din curiozitate pe un grup de părinți și vedeți cât îi duce mintea, ce pot să gândească, cum își bârfesc profesorii copiilor lor și ce atitudine au ei față de școală. Păi dacă atitudinea asta le-o transmit copiilor, te trezești în fața unor elevi care abia așteaptă să scape de acolo și sunt cu gândul la jocurile de pe gadgeturi, de pe telefon sau de pe calculator. Deci, marea problemă este familia. Tot vorbim de 7 ani de acasă, tot vorbim de familie ca instanță de socializare, familia, biserica și școala, familia, biserica și școala. Și uităm tot timpul să spunem că familia nu funcționează ca instanță de socializare, că nu educă aproape nimic, că acum familia nici nu mai există, jumătate din familie în străinătate. De ce nu luăm măsuri? De-aia vă spuneam că o reformă reală pentru o Românie educată nu e doar de resortul educației, Ministerul Învățământului sau Ministerul Educației sau Ministerul Învățământului și Cercetării, că i-am spus în toate felurile. Este pentru toată societatea. Dacă ăsta ar fi un scop fundamental pentru următorii 50 de ani, toată societatea ar trebui reorganizată pentru a da produsul. Știți cum spune Biblie? Pomul bun îl cunoști după roadele lui. Roadele acestei societăți reorganizate ar trebui să fie o educație superioară, acel om de caracter, bun cetățean și capabil să învețe, să se adapteze la noile cerințe. Ori noi nu facem asta. De ce? Pentru că avem o jenă să spunem că familia nu ne sprijină. Și că familia vine să spună, pregătiți-i, doamnă, pentru examen. Băgați-i probleme în ei, doamnă. Transformații, adică în mașini de rezolvat probleme. Transformații în anexa calculatorului. În loc să-l spună, doamnă, vreau să iasă om din copilul meu. Și ajungem, vorba academicianului Solomon Marcus, regretatul savant Solomon Marcus, care spunea, școala noastră face învățământ, dar nu face educație. Avem o școală fără educație. Expresia dumnealui e următoarea, chiar așa se intitulează articolul respectiv, educația omenescului. Deci noi ratăm educația omenescului, care ar fi bună în toate domeniile, inclusiv în agricultură, pentru că
Vrem să aibă performanță pentru la următorul examen. La verificarea națională sau la examenul de BAC sau la admitere. Și ajunge elevul ăla dintre 11 să o întrebe pe profesoară: doamnă, dar asta ne trebuie la BAC? Nu ne trebuie. Păi atunci de ce facem? Pentru că la acasă îi se spune treaba asta. Și femeia a încercat să le explice probabil la poezia lui Ion Barbu, să le explice concepția lui Ion Barbu, marele matematician Dan Barbilian, despre relația dintre poezie și matematică și despre rădăcinile comune ale științei și artei și să le deschidă puțin mintea. Și el o întreabă cu suficiență și obrăznicie: dar asta ne cere la BAC? Genul ăsta de elev care este produsul unei familii și ajunge în fața ta și îl trimit niște părinți care au impresia că ei nu mai au nicio treabă cu copilul, ți l-a dat, ocupă-te de el, sau de niște părinți care și-au tras ei acolo un butic sau o pensiune și au impresia că sunt mari oameni de afaceri și care se uită de sus la profesori pentru că nu au hainele pe care le au ei, n-au mașina pe care o au ei, care spun, vorbesc urât despre ei acasă și spune: mai lasă-mă cu ratații ai tăi, tu nu te uiți la ei, ai grijă să ajungi să faci bani cum facem noi. Deci genul ăsta de dispreț pentru școală și pentru... E întreținut de niște părinți semidoxi, niște părinți care nu au un ideal de umanitate care să corespundă secolului 21 și niște oameni care cred că școala e un fel de business. Investești și trebuie să scoți. Ce să scoți? Să aibă cea mai mare medie la examenul următor. Și așa îl transformă pe copilul ăsta în cel mai redus produs al unei școli. Și asta nu din cauza ministerului, nu din cauza inspectoratului, nu din cauza profesorilor. Sunt și profesori care greșesc și care dau mâna peste capul copiilor cu familiile astea. Așa. Dar în general aici este vorba de rădăcina din familie. Avem noi puterea să impunem școala părinților și să explicăm societății de ce e nevoie, că sunt analfabeți pedagogic și cresc copii. Domnul ministru, avem puterea noi să solicităm școala părinților. Ia să vă auzim, acum dumneavoastră ați participat la multe ședințe de guvern, la multe, ați avut portofoliu, ați avut șef de comisie la Parlament. Cum analizează Valeriu Tabără o astfel de necesitate? Ia, eu amintesc un element fundamental pe care îl știm cu toții. Familie, școală, biserică și armată. Da? Deci familie, apropo de ce dezbătea domnul profesor înainte, fundamentală. Pentru că până la urmă ne facem vinovată școala. Dar nu întrebăm pe nimeni cum au pregătit cei 7 ani de acasă părinții pentru ca cel care urmează să devină om prin treptele de urmat, în care trebuie să învețe să respecte reguli, să respecte oameni, să se respecte pe el și să nu creadă numai că ceea ce vede pe la televiziune, că aici mai intervine un factor, că foarte ușor poți deveni o mare vedetă, poți câștiga bani și fără o pregătire, și de multe ori pregătirea din școală noi am transformat într-o simplă hârtie, adică să obțin o diplomă și diploma este suficientă ca să am responsabilitate și să câștig foarte mulți bani. Pentru că se artificializează aproape toate relațiile din societate și nu se mai pune o mare importanță pe valoarea individului și pe ceea ce poate produce el. Uitați-vă ce tip de promovări avem în societatea românească. Și aș vrea să accentuez un lucru care mie mi se pare extrem de important, pentru că la nivel global vorbim de globalizare, da? Dar avem universalitatea. Universalitatea nu este același lucru cu globalizarea. Un om universal nu este același, nici nu poate fi un cetățean global. Asta o pot face anumite companii, care ele la rândul lor imitează un anumit mod de abordare și de abordarea vieții de către indivizi. Dar revin încă o dată în chestiunea aceasta a comunităților umane. Valoarea comunității umane nu este dată de omogenitatea ei. Este dată de valoarea fiecărui individ care o compune. Nu este o echipă de fotbal sau de basket sau de handbal
care se înțeleg foarte bine repetând anumite scheme. Este vorba de individul care știe să respecte reguli și la bine și la rău. Pentru că nu te întâlnești într-o viață întreagă sau anumite etape de dezvoltare numai cu bine, să te adaptezi și la condițiile mai grele, mai rele, pe cărora trebuie să le găsești soluții. Pe de altă parte, fundamentul la noi este cel legat de comportamentul părinților, dar în același timp este ceea ce înseamnă educația primară și de principii din gospodăria în care se dezvoltă, din familie. Este fundamentul pe care îl avem și de altfel, în opinia mea, și o vedem cu toții, una dintre luptele principale la această dată, o găsim și în România, pentru că ne adaptăm și noi la condițiile de globalizare europene, este loviturile care se dau împotriva familiei. Familia este fundamentul. Pe de altă parte, am dat drumul la un anumit tip de democrație care se duce spre școală, care ne-a scos din principiile de bază și de perspectivă pe care trebuie să le aibă în față un copil care se pregătește să devină cetățean al unei societăți. Să nu uităm că regulile care le mai corectam din mers, inclusiv în armată. Și armata și-a avut regulile lui de a ordona viața unui băiat, a unui tânăr care era chemat până la urmă să-și conducă familia după aceea. Să-și conducă copiii, să-i reformeze în sensul în care să ajungă la 18 ani sau după 18 ani, la rândul lor să aibă mari responsabilități. Eu vă dau un singur exemplu de pildă în școală. Apropo de ce am văzut în Australia în urmă cu ceva ani. Unde sunt regulile? Unde sunt uniformele, de pildă? Un anumit tip de uniformă, care nu este legat numai de uniformizarea îmbrăcămintei. Este legat de prestigiul liceului respectiv. Purtând uniforma de la Loga, de la Timișoara, sau fostul liceu Carmen Silva, actualul pedagogic. Eu știu oameni care erau super mândri și care au uniformele ca istorica lor, a familiei, că au purtat această uniformă și se mândresc teribil cu liceul pe care l-au terminat, școala în care s-au format ca oameni. Eu, de pildă, pe data de 20, sunt la liceul pe care l-am absolvit în Munții Apuseni, care împlinește 100 de ani. Deci 100 de ani, care a produs oameni senzaționali, acolo într-o zonă super săracă, și în care bogăția cu sărăcia în liceu nu se întâlneau decât a rare ori și accidental aproape. Ori atunci când cineva pășește în liceu, aici este o altă problemă de diferențiere socială. Să pui elevi în inferioritate numai prin faptul că el provine dintr-o familie așezată pe o treaptă socială înseamnă un foarte mare risc, nu risc atât cât o anumită trăire a acelui copil, chiar dacă el este unul de excepție. Și sunt, din păcate, din fericire, copii care provin din familii sărace de o valoare excepțională. Și dumneavoastră spuneați ce s-a întâmplat în Botoșani. În Botoșani n-a fost niciodată bogăție. Și cu toate acestea au venit oameni teribil de mari și care au determinat în unele cazuri chiar viitorul și nu numai societatea românească. Eminescu vine tot din zona Botoșanului, nu? El este mai valabil azi decât oricând în scrierile, și nu vorbesc de poezie, eu vorbesc de scrierile politice a lui Eminescu. Senzațional este. Așa cum în 1913, un alt mare vizionar, un agricultor de altfel, Gheorghe Ionescu și Șești, un om cu două doctorate terminate în Germania, scrie atunci mai bine și mai valabil decât avem noi în viziunea de astăzi. De ce? Pentru că au fost atașați de valori cu o pregătire senzațională și care au determinat dezvoltarea societății. Eu însumi conduc astăzi o instituție care împlinește acum în mai 96 de ani, deci aproape 100 de ani de existență și de creație. Noi avem nevoie de o reașezare și ar spune chiar de o anumită disciplină în licee. Nu este posibil să ai dictatul pe care îl spunea și domnul profesor Borțun și să decide elevul și părintele în locul profesorului și a directorului de școală. Este inadmisibil așa ceva. Iertați-mă acest radicalism. Domnul profesor, care... la realitate tristă, și haideți să vedem acum, pentru că domnul profesor Hoxha, din păcate... Eu n-aș vorbi numai un pic, Mihai, de o realitate tristă. Este o realitate care ne duce în pierzanie, pentru că, iată, toate sondajele care se fac ne scot undeva la analfabetismul acesta
chiar cu școală. Deci cei care absolvă școala se găsesc într-o stare de analfabetism. Este inacceptabil așa ceva. Pentru că luăm regimul celălalt pe care îl evoca și domnul profesor Borțun. Păi primul lucru pe care l-au început a fost alfabetizarea. Nu poți să faci o așezare a societății în normalitate fără o educație, fără un anumit nivel de educație. Și nu educația formală acoperită de diplome, de doctorate. Doctorate care unii n-au văzut câmpurile sau experiențele sau nu și-au făcut determinările ca să poată finaliza o teză de doctorat. Este inadmisibil să se admită așa ceva într-o societate din secolul 21. Aici este marea problemă și tinerii trebuie pregătiți pentru că ei se vor lovi de lucruri foarte grave. Îi spuneam domnului prim-ministru pe data de 24, când se discuta despre ordonanța aceasta de eliminare a angajărilor în sectorul public, am făcut tot felul de programe în țară, dar niciunul pentru elitele acestei țări. Tinerii elită, aceia care termină cu medii mari, care fac dovadă unei pregătiri senzaționale în țară și afară. Ne cred că am avea o obligație absolută de a ne menține acești tineri pentru a-i forma, nu să-i trimitem aiurea prin toate țările ca să-și poată câștiga existența, iar la noi ținem niște nulități pentru că au niște relații. Se trăiește din relații. Asta nu ne poate duce la progres niciodată. Și aici sunt marile chestiuni pe care va trebui să le rezolve societatea odată. Haide, domn profesor, eu vreau să mai trecem, că sunt niște chestii atât de fierbinți și de importante. Până astăzi trebuie să lămurim, să lansăm niște bombe, măcar să fie atomice, ca să-i trezim pe români. Domnul profesor, statutul profesorului, știi foarte bine că am participat la o ședință și primul lucru care l-am ridicat, m-am ridicat pentru voi ca profesor. Apreciez că rolul vostru este un rol determinant. De ce? Cu ce vă confruntați, domnul profesor? Sau hai să nu te pun în situații de a aduce în public ceea ce nu-i bine. Ce viziune ai tu sau ce ai putea recomanda pentru a schimba statutul, pentru a-i reda securitatea socială, pentru a-și putea asuma rolul determinant pentru a construi pe lângă școala părinților? Asigur, societatea de astăzi ne confruntăm cu niște provocări extrem de mari, ca și dascăl. Și să știți că tot ce am spus mai devreme le regăsim și la școlile din Timișoara. Și părinți de ambele extreme și elevi deosebiți și elevi mai puțin deosebiți și așa mai departe. Sigur, școala are nevoie de suportul familiei, pentru că în momentul în care nu există o legătură, o apropiere între familie și în special între părinții unui elev și diriginte respectiv școală, lucrurile încep să se tulbure exact cum se întâmplă în ziua de astăzi, mai ales de la clasele de liceu. Din fericire încă, zic așa, clasele primare conferă încă o legătură destul de apropiată între părinți și, să zicem așa, învățători, între părinți și diriginte ulterior la clasele gimnaziale. Dar societatea și, să zicem, mediile, din păcate, de proveniența părinților influențează, să zic așa, și comportamentul elevilor. Și atunci e clar că atunci când un elev vede că acasă părinții sunt jigniți, sunt bazopăiți în fel și chip, e clar că la fel se comportă și el când vine la școală. Și noi am avut în județ situații delicate, dar să știți că ne-am gestionat oarecum și în primul rând n-am ajuns în situații extreme. Am avut elevi agresivi, nu m-am ajută, mai. E un mare semnal pozitiv, dar da, nu-i târziu. Și vreau să vă zic ce am făcut noi. Am făcut, noi în județul Timiș am văzut că acest model, doamna ministru, a încercat să-l generalizeze, să zic așa, la nivel național, prin protocolul semnat între Ministerul Educației și Ministerul de Interne săptămâna trecută, prin care ne încercam și făceam apel să facem cel puțin concilieri cu părinții. Școala părinților, oarecum transpusă
zic eu, în anumite situații. Dar ia uite ce am auzit eu, domn profesor, ci că banchet la clasa a patra, pe la nu știu ce cabană, nu știu ce pe aici prin zonă, da, la clasa a patra în care anumiți părinți provoacă, păi ce să facem chiar așa, clasa a patra ne trebuie banchet? Păi ce să vă zic, că au fost situații în care există copii care n-au intrat în sala de clasă, că vezi, domne, n-a fost organizată ca și războiul stelelor, că nu știu ce, și atunci a venit părintele și a făcut o donație la școala respectivă, din păcate, o școală de prestigiu, și a făcut astfel încât sala de clasă se semene ca și o navetă spațială. Asta înseamnă părinții. E șocant, domn profesor, când îmi spuneți mie așa ceva, eu vreau să vă spun un lucru. Eu mă lupt pentru voi ca profesor să aveți demnitatea pe care totuși profesorii din vechime o aveau. Când treceau pe coridoare, elevii se dădeau la parte. Mi-aduc aminte o fază. Eram la liceu de muzică și doamna Brad, profesor de română, în momentul când m-a chemat la cancelarie, nu știu ce, n-am fost atent, și când mi-a altoit o palmă pe obraz, parcă o simt și acum. Păi acum, dacă face un profesor așa, ce s-ar întâmpla, domn profesor? Da, deci, sigur că... Și n-am fost băiat rău, ascultă, eu n-am fost băiat rău. Eu nu contest aspectul acesta, dar sigur că nu este permisă lovirea și sunt de acord cu această observație. Nici eu n-am lovit niciodată un elev. Și nu se lovește. Las că vă lovește el. Las că vă lovește el, nicio problemă. Da, eu sper să nu ajungem în situațiile acestea și, în primul rând, eu cred că doamna profesoară la care făcea supărire domnul Bolțu, că n-a reacționat când și-a fost postată pe acele rețele, cred că a procedat bine. Pentru că în momentul în care ar fi reacționat altfel, ar fi avut parte de o reacție mult mai violentă a elevilor la adresa ei. Nu, dar domnul inspector, la faza aia s-a ajuns în timp. Da, nu asta este. Asta este problema, pentru că din timp nu trebuia să ajungă și dânsa trebuia să gestioneze reacția clasei pe parcursul timpului și atunci sigur că simțea cum evoluează discuțiile și tensiunile în clasă și atunci nu putea să ajungă cu clasă, cu elevii, într-o astfel de... Domn profesor, vreau totuși să-mi spui părerea ta, că e băiat cu școală înaltă, ești cu doctorat, ești matematician, deci judeci. Dom'le, ce ar trebui să se facă? Știu că nu poți, dar ce ar trebui să se facă ca statutul profesorului să fie respectat? Tu scrii la școala părinților. În primul rând trebuie aceste școli pornite, discutate, și vă ziceam că la noi în județ am făcut. Dar vreau să vă zic cum am făcut. Am identificat școli care au probleme cu situații și am creat un grup care să meargă și să discute deschis cu profesorii din școală pentru a identifica situațiile probleme, cu elevii și cu părinții acestora. Și astfel, grupul acesta de lucru care este format din inspectori, din oameni din prefectură, de la poliția, birou siguranță școlară, de la traficul de persoane, de la antidrog, de la poliția locală, toate aceste, să zicem așa, instituții s-au coalizat pentru a merge în școli și a discuta deschis problemele acestor. Și bineînțeles că prin discuțiile care le-am avut și intervențiile care au fost la nivelul școlii, am avut un feedback foarte pozitiv. Săptămâna trecută am fost la Giroc. Știți noastră, Giroc, care este foarte, o localitate foarte mare lângă Timișoara, care s-a dezvoltat foarte mult. Are o populație peste 30.000 de locuitori. Da? Deci am fost la școală acolo. Am fost și la școala Waldorf, am fost și... Asta vine mirea, domn profesor, nu vă plângeți că ăsta e rolul și trebuie să vă faceți. Nu, dar vreau să vă dea Dumnezeu înțelepciune, domnul profesor. Mi-ați permis o mică intervenție. Avem nevoie de astfel de profesori implicați. Domnul Iai, o întrebare. Vă rog. Domnul inspector, cum de-a devenit astăzi și începe să fie din ce în ce mai important protocolul semnat între școală și Ministerul de Interne? Și nu cel desemnat cu Ministerul Culturii, de pildă? Bună întrebare. Pentru mine, creșterea aceasta acestui important protocol mi se pare absolut anormal
și este o rezultantă a nefuncționării unei societăți întregi. Cum, de asemenea, e depus în discuție de ce școala a devenit un risc inclusiv de viață. În timp, și uitați cu accentuare, nu numai în societate, în România n-am ajuns chiar până acolo. Dar uitați ce s-a întâmplat în Serbia, dar ce se întâmplă mereu în Statele Unite și în câteva țări europene chiar. Aici este o întrebare pe care va trebui să o pună, nu neapărat numai profesorul. Pentru că profesorul, până la urmă, începe să fie o victimă. El este cel trat la răspundere și pentru bune, dar și când îți bune și când îți rele. Pentru că așa vor unii. Și asta nu este în regulă. Profesorul trebuie să fie acea ființă, după părerea mea, nu imuabilă, că nu aici este problema, dar oricum greu de accesat și mai ales de agresat, inclusiv verbal. Profesorul este persoana numărul unu alături de preot, de primărie, într-o comunitate rurală, vorbesc de rural. Dar rural nu se întâmplă atâtea lucruri rele, pentru că acolo încă principiile sunt bune. Cât se întâmplă în mediul urban, aici unde practic ar trebui să avem o treaptă de civilizație mai sus. Și mai e o problemă. Tratarea diferențiată a școlilor. Una este la marginea Timișoarei, într-un cartier marginal, și alta este în centrul Timișoarei. Și asta este o problemă legată de fundamentul organizatoric al acestor al instituțiilor școlare. Nu se poate așa ceva. Și vorbesc cu cunoștință de cauză și mă refer chiar la Timișoara. Pentru că am avut eu membru al familiei care a lucrat în școlile respective. Și din păcate lucrul acesta se întâmplă. Uitați-vă bătălia aceasta de a prinde anumite școli, începând de la școala, de la clasa pregătitoare. Asta spune ceva. Eu ar trebui să găsesc același tip de învățământ și la Rămetea Mare și în centrul Timișoarei. Atunci am o așezare normală a educației într-o țară. Ori Rămetea Mare, știu eu, Rămetea Mică și tot ce pe acolo, tot se concentrează pe lângă școlile foarte bune, zise foarte bune, care au câțiva profesori de prestigiu în fața cărora nu se mișcă. Da? Păi de ce nu facem aceeași regulă peste tot? Și repet încă o dată, în cunoștință de cauză discut la Timișoara, pentru că au fost la un profesor. N-avea dreptul să dea medii sau note mai mici de 8 sau de 9. Dacă punea mai mici, se trezea cu nota modificată în catalog. Spun acum, fără să dau numele profesorului care s-a revoltat efectiv pentru astfel de gesturi, vezi, Doamne, să nu se facă imagine proastă școlii. Este o problemă mare de ceea ce înseamnă universalitatea modului de pregătire în învățământul și rețelele de învățământ românesc. Da, îmi pare rău că trebuie să spun acest lucru, dar spun în cunoștință de cauză, vă asigur. Haideți să răspunde scurt, domnul inspector, și după aceea vreau să, numai puțin, după aceea vreau să auzim cei care n-au treabă cu învățământul despre statutul profesorului. E foarte important să ascultați părerea mulțimii, pentru că ei reprezintă o mulțime, în fond și până la urmă urmei. Te rog, domn profesor. Da, toate aceste aspecte care le-a semnalat, tot de părinți s-au făcut. Pentru că, din păcate, toți părinții își fac tot în acele zone unde consideră ei că percepția este că acea școală sau acel învățător este mult mai bun decât unul de la periferia orașului. Astfel, am ajuns în situația în care anumite școli din zona de marginea Timișorii să nu aibă personal, da? Să nu aibă elevi și tot să se focuseze pe câteva școli care, într-adevăr, sunt în centru. Sigur că sistemul o permite și în momentul în care sistemul o permite, părinții se adaptează. Acum este o adevărată bătălie, este exact perioada în care se înscriu elevii la clasa pregătitoare. Și dacă ați face o analiză la birou de evidență a populației, da, veți constata că în ultima lună cred că s-au dat mii de mutații în anumite zone tocmai pentru a duce acești elevi la școala respectivă. După care vine o altă problemă, repartiția lor la învățătorii care știu ei că sunt cei mai buni. Dar toate aceste presiuni care sunt făcute tocmai, din păcate, tot de părinți, pentru că n-au o cultură, n-au o consiliere în domeniu și se iau din vorbă de la vecini, de la cunoștințe, de la, să zic așa... Niciodată și realitatea o confirmă, pentru că, într-adevăr, unii de acolo, de la școlile periferice, rămân la periferie, pentru că aici e o psihologie
Și cred că aici trebuie lucrat. Ăsta e rolul învățământului, să-și educe profesorii. Hai să vedem ce zice Oprea despre statutul profesorilor. Domnul Oprea, fiind un om care nu are tangențe cu învățământul, dar simte pulsul, vede ca un om neutru și critică așa cum trebuie. Constat și mă bucur că oameni de talia celor care sunt împreună cu noi mustră poporul și asta e un lucru care nu-l observăm la oamenii care au o pregătire, care au trecut prin viață și mă bucur că sunt oameni cu pregătire, cu experiențe și nu accesează poporul, nu greșește niciodată. Poporul are dreptate. Noi trebuie să pornim reforma de jos către vârf, până ajungem să reformeze. Uite, explicații simple unui om care banalizează atitudinile și uite, te rog, continuă, Beni, că spui bine ce spui. Foarte bună observația, foarte bună. Și mă bucur că ne-am asumat lucruri, oameni ca domnul Borțun, ca domnul Tabără, să spună astfel de lucruri vis-a-vis de părinți. După aia o să revin și la profesori. O să ne asumăm un risc, și va trebui să... Rezultatele nu sunt ale noastre. Noi, ziceai tu, dacă avem curajul, puterea, ca să spunem, uite că o avem, o spunem. Cine ne urmărește? Și nu știu cine a spus, mi-am amintit și mi-am notat cine a spus chestii, nu mi-aparține. Cu cât o societate alunecă de la adevăr, cu atât mai mult acea societate va urâ mai mult pe cei ce observă alunecarea. Deci noi probabil vom avea o avalanșă de ură, dar noi trebuie să spunem lucrurile astea. Nu știu cine a emis, asta mi-a... Mă bucur că mă ajut. Beni, nu te-am ales degeaba în echipă. Da. Acum revenind la profesor și mi-ați strânit amintiri, eu am mai colaborat, pot să spun că la o proclamație la punctul 9 și mi-aparține în 89, aveam libertatea reală a cultelor religioase. Chiar dacă am contribuit la proclamația aia din 89 a frontului, nu a societății Timișoara, în 20 decembrie. Acum simțim nevoia să reașezăm poziția în societate a educatorului, a învățătorului, a profesorului de liceu și asta, dacă nu avem mesaje, dacă nu tragem semnale de alarmă, așa cum bine ați spus, au spus colegii de emisiune, părinților, familiei, dacă acasă nu le învață și există pornirea asta în societate, că dacă te-ai ajuns să ai un business, astea trebuie tăiate din fașă. Copilul tău fac pe grozavi. Am trecut și eu prin fazele astea la școală, a trecut perioada aia în care nu erau resurse înainte de 2000 și profesorii apelau la părinți să se adune, cei mai cu dare de mână făceau. Ei, dar a merge până acolo să faci să pregătești o sală după mofturile unui copil, eu zic că e prea mult. A unuia dintre copii față de ceilalți. Și aici trebuie date pârghii atât inspectorilor cât și conducerii instituțiilor de învățământ ca să oprească astfel, pentru că vin părinții care au influență politică, influență administrativă, financiară și după aia normal că profesorii și conducerea trebuie. Deci aici trebuie trase semnale de alarmă vis-a-vis de chestii. Eu consider că salariile au început să fie rezonabile, să zicem așa, vis-a-vis de... Ar putea fi mai bune și probabil cu timpul vor rămâne și vor intra în învățământ studenții care, așa cum era pe vremuri, ar trebui să luăm lucrurile bune din trecut. Cei care erau și în facultate, în eșalonul, intra preparator, asistent și intra în învățământ. Să fie stimulați oamenii care au și inclinație, bine, spre așa ceva și recompensați. Hai să-l vedem pe Nicolae Sorin Truță. Ce părere
ai dumneata despre profesor, despre statut. Cum ai vedea tu ca un om care beneficiezi de produsul școlii, pentru că lucrezi, ești conducător și te lovești de tot felul de chestiuni? Am ascultat recent un interviu pe care i-a dat Mircea Eliade Monicăi Bovinescu în anii 60 la Europa Liberă. Și marele istoric al religiilor zicea în interviu acela că el în perioada interbelică tot timpul se lupta cu timpul, pentru că avea senzația că România va intra într-un accident istoric și acea libertate și acea efervescență culturală de care se bucurau intelectualii români va fi întreruptă de un asemenea accident istoric. Acea libertate a durat doar 15 ani, din păcate, după care România a intrat în cel mai mare accident istoric din evoluția ei. Deci, practic, după părerea mea, că tot vorbea domnul profesor Tabără de familie, armată și biserică, caracterul societății românești, mentalul colectiv românesc a fost maltratat în perioada comunistă extraordinar de tare. Mama îmi povestea tot timpul cum arăta corpul ofițeresc în timpul celui de-al doilea război mondial. Să ne gândim, și nu vreau aici să vorbesc în stereotipuri, numai ce s-a întâmplat la Revoluție, și e suficient să citim rechizitoriul Revoluției să vedem ce comportament au avut ofițerii români din anii 89-90 vis-a-vis de poporul pe care trebuiau să slujească. Și aici nu intru în detalii, rechizitoriul Revoluției este public, poate să-l citească oricine. Iar despre Biserica Ortodoxă, care trebuia să dezvolte de-a lungul timpului o etică socială, este de citit cartea apărută recent la Humanitas, scrisă de un austriac, deci de un tip care nu este robit de romantism istoric, vis-a-vis de modul în care a coabitat Biserica Ortodoxă cu statul în perioada 1918-2023. Deci noi, dacă nu renunțăm la aceste istorii romanțate, cum zicea domnul profesor Borțun, și nu ne concentrăm pe realități, o să trăim în fantasma asta că noi suntem buricul pământului, deși, conform statisticilor, suntem cei mai puțini consumatori de carte din Uniunea Europeană, dacă nu greșesc, domnul profesor. Așa e. Da. Hai să vedem ce zice Riadu. Haide, dragul meu, ai asistat la discuții foarte interesante, zic chiar consistente, care pot să fie semnale de alarmă. Cum vezi tu societatea românească plecând de la faptul că ești lipsit din țară și o vezi din afară? Cum o analizezi? Și fă referire la profesori. La profesor trebuie să am și o temă specifică. Foarte dificil, desigur. Nu, n-am de-a face decât punctual cu profesori. Cred că ar trebui să fie speranța viitorului nostru, nu a generațiilor tinere. Nu pot să mă pronunț definitiv, fiindcă cred că, cum să zic, experiențele mele sau cunoștințele mele în acest domeniu sunt prea punctuale ca să pot generaliza. Cred, din păcate, percepția mea este destul de negativă. Știi, și din ultima vizită în România mi s-a părut că Timișoara arată mai rău decât niciodată. Și acum ne mândrim cu o capitală culturală care se poate prezenta pe un morman de, pe un maidan sau un morman de gunoi, nu? Chiar am primit niște fotografii dintr-o clădire ruină, s-a transformat într-un spațiu pentru o pseudo-expoziție de artă. Deci ne complacem într-o stare din asta de decădere liberă. Nu vorbim despre PNRR și multele miliarde care vor fi investite în a reporni totul, toate venind cu niște
legături și obligații din exterior, legi aberante care sunt votate instantaneu de cei care, așa zis, ne reprezintă pe noi și mai degrabă reprezintă toate interesele din afară. Ce pot să zic mai mult? Cred că e nevoie să facem mult mai mult decât se face, dar ne complacem în aceste cafenele care sunt la umbra unor case de pe care cade tencuiala. Cam asta e perspectiva. Îmi pare rău, n-am avut cum să introduc și profesorii, probabil se găsesc și ei pe aceleași terase. Așa e cam rău. Hai să vedem, Botoșaniu, cum vede Botoșaniu profesorul, statutul profesorului, importanța lui, sacrificiul lui? Uite că totuși voi scoateți valori. Vreau să încep să pun un pic problema invers, să plecăm de la lideri. Un lider educat, un lider puternic, un lider care generează plus valoare comunității în care trăiește. Liderul își educă comunitatea. Comunitatea își educă indivizii, creează familii care, în rândul lor, dacă este direcția care trebuie, creează lideri. Avem o ruptură foarte mare în a crea, a-i găsi pe cei lideri. Noi, când eram în facultate, aveam niște profesori pe partea asta tehnică, ca să zicem așa. Îmi spuneau, măi, o să ajungeți pe șantier și trebuiască să fiți lideri, să coordonați, să faceți. Și acum ajungem la profesor. Profesorul, din punctul meu de vedere, trebuie să insufle tuturor elevilor care erau, studenților care erau, chestiunea asta de a vrea să fie lider. Pentru că insuflând în mod egal la toată lumea, ai șanse să-și produci câțiva lideri de valoare care să genereze plus valoare comunităților pe care le gestionează. Când spun comunitate, mă refer la orice fel de comunitate, mică, mare, nu contează, până la comunitatea națională. Un lider educat poate fi patriot. Revenim la patriotism, revenim din nou la familie, la a crea indivizi care își iubească țara. Un spor național la noi a tot ce-i prost din România. Nu e chiar așa, adică toate sunt legate. Toate sunt legate între ele. Și totul pleacă de la educație. Un popor educat e un popor prosper, care generează plus valoare, generează tot. Avea Nicolae Labi și o poezie. Mame scumpe, voi învățați-i dragostea de țară și toate vor veni după sine apoi. Cât de important este dragostea de țară, luminează tot universul afectiv al copilului. Haideți că ne apropiem de sfârșitul acestei ediții, dar o să mai dureze un pic pentru că avem un subiect fierbinte și care nu putem să-l eliminăm din proclamația din Banat, și anume, și aici am să rog pe distinși profesori să fac o analiză mai corectă, nu mai corectă, mai profundă, mai bine zis. Clasa politică trebuie pregătită pe baza principiilor de responsabilitate, calitate și eficiență, plecându-se de la principiul meritismului, omul potrivit la locul potrivit pe baza meritelor personale. Astfel va deveni posibilă eliminarea nepotismului și a sinecurilor de partid care au viciat societatea românească și au slăbit încrederea populației în sistemul politic și virtuțile democrației. Domnilor, suntem în perioada schimbărilor profunde de echipe, de interese, de sinecuri politice. Cum trebuie citit, în ce cheie trebuie citit această, să zicem, strigătură sau strigare sau enunțare sau cum vrem, că nici nu mai știm cum să-i spunem, domnule profesor Borțun? E o diferență foarte mare între o gașcă și un grup. Grupurile, grup mic, grup mare, au în comun valori, principii și valori, adică niște credințe, niște lucruri în care cred cu sfințenie. Alea sunt valorile lor. O gașcă are doar interese, n-are și valori. Interese care se pot schimba de la o lună la alta, de la un an la altul, cum bate vântul. Iată de ce noi avem probleme la vârful societății, că acolo sunt niște gâști care și-au spus partide, și-au spus asociații, uniuni, alianțe, sunt găști. Noi avem nevoie de grupuri
constituite pe bază de valori și de misiune, de obiective comune. Și asta încercăm să facem cu acea declarație, în acel articol. Să arătăm că este vorba de cooperare, de conlucrare, de conviețuire de, între oameni cu valori împărtășite. E o lucrare foarte frumoasă apărută, din păcate, exact în anul Revoluției. A fost umbrită de evenimente a unui cercetător de la Centrul de Cercetări pentru Problemele Tineretului de la București. Îl chema Cătălin Mamali, un psiholog foarte bun. După Revoluție a plecat în Statele Unite și nu se mai știe nimic de el. Cartea se numea Balanță Motivațională și Coevoluție, arătând că în orice comunitate umană are loc, acolo unde motivația este relativ egală, echivalentă între membrii grupului, are loc o evoluție împreună, o coevoluție. Creștem, ne creștem unii pe alții și evoluăm într-un schimb de ăsta de, se numește în știință, feedback pozitiv. E acel feedback care amplifică și care duce la, alte dimensiuni o realitate. Ori noi nu avem așa ceva. Da, este greu. De-aia vă spuneam, am ajuns să am mai multă încredere în capacitatea de regenerare spontană a societății non-statale. Avem această capacitate, pentru... domn profesor? În societatea statală au pătruns descurcăreții, oportuniștii, găștile. Deci au pus mâna pe ceea ce se numește politică și administrație. Adică tot ce înseamnă decizie pentru interesul public. Și cum rezolvăm această problematică? Pentru că este una profundă, domn profesor Borțun. Acum vă spun un lucru. Meritismul e un principiu care a venit burghezia. Pentru că burghezia avea nevoie de om potrivit la locul potrivit. Burghezii vroiau să aibă profit. Vroiau să maximizeze rata profitului. Pentru asta aveau nevoie de juriști buni, de avocați, de economiști buni, de ingineri buni, de profesori buni care să-i pregătească pe toți ăștia. Ei au venit cu meritism în istorie. Ori noi n-am avut burghezia asta. Înțelegeți care e problema noastră? Noi în 44 aveam 80% din populație la țară. Cu excepția unor zone rare, știm de la Gârbiceanu și de la Slavici, de capitalism rural în Transilvania, în rest noi n-am avut. Noi am avut feudalism în agricultură și câteva insule de dezvoltare modernă la orașe. Pătura urbană era o pătrime din... Era, deci, o cincime. Deci am 5 cincimi, 4 cincimi erau la țară, o cincime era la oraș. Și această cincime era împărțită în 4 părți aproximativ egale. Români, maghiari, germani și evrei. Ăștia erau cele 4 sferturi ale păturii urbane. Vreau să vă spun care era structura. Și, pe urmă, comuniștii și mai ales sub Ceaușescu au încercat să românizeze orașele aducând o viitură masivă de oameni de la țară. 8 milioane de oameni au venit de la țară la oraș în 40 ani de comunism. Dar în ritmul ăsta, rata anuală e de 200.000, nu puteau să se inculturaze, să intre într-o cultură de tip urban, într-o cultură de tip industrial, într-o cultură de tip meritism. Și au venit cu modelele lor culturale după ei. Cum spunea Ion Iliescu, capitalismul de cumetrie. Au venit cu cumetria după ei, cu vecine, cu nașule, cu finule, cu vericule și s-au tras unii pe alții și în fabrici. Cum era la Brașov, unde am trăit 12 ani, am făcut cercetare sociologică acolo. Știu bine ce era, la Steagul Roșu, la tractorul, în toată industria constructoare de mașini a Brașovului. Erau secții întregi, câteva clanuri de rudenie venite din câte un sat din Moldova. Să trăgeau unii pe alții, hai aici că e cu bani, ne plătește bine, îți rămâne și pentru o băută și pentru, așa, ne dau apartamente dacă ne căsătorim. Deci genul ăsta de ruralizare a orașului și de cum să vă spun, de amprentă
pe relațiile profesionale și instituționale a unor modele culturale, a unor mentalități și comportamente de tip premodern. Asta e marea problemă a României de azi. România de azi are obiective moderne, dar nu le poate îndeplini decât cu niște oameni premoderni în mentalitate. Și atunci au pus mâna în hău ăsta, a fost ocupat, știți cum e teoria erorii de vid a materiei. Materia umple orice, nu se lasă, nu lasă vid. Vidul ăsta a fost ocupat de șmecheri, de oportuniști, de fripturiști, cum spunea Iliescu, adică de găști, de oameni care n-au valori, au doar interese. Domnul Vraișor Tabără, și ce vreți acum? Să inventăm noi burghezia care ne-a lipsit? N-avem cum. N-avem cum. Revoluția burgheză la România au făcut-o țăranii lui Tudor Vladimirescu. Se numește substituție funcțională. Când nu ai un organ într-un sistem, intră alt organ și ia locul, îi îndeplinește funcția. Cum e cu omul care nu vede, pipăi, vede cu vârful degetelor. Cam așa a fost la noi. N-am avut burghezie, a ieșit țărănimea și s-a organizat și a făcut o revoluție burghezo-democratică. Înțelegeți care e problema noastră? E o problemă de dezvoltare istorică și de retardare pe bucăți mari. Ori noi ne-ar trebui acum o elită foarte inteligentă și foarte patriotă ca să suplinească asta, să recupereze. Dar nu avem. Nu avem. De-aia trebuie să luăm noi inițiative parțiale, locale, sectoriale, cum putem, dar să facem ceva. Decât să nu facem nimic, măcar să facem nimic. Dar să facem, nu să stăm. Domnul profesor Tabără, o analiză de genul prezentată de domnul profesor Borțun trebuie să dea de gândit tuturor, începând de la președintele României, cu România lui educată, de la prim-ministrul României, de la miniștri care fac parte din guvern mai o săptămână, două, trei, sau nu vor mai face, când semnăm contracte pe hârtie și nu facem nimic. Cum vi se pare dumneavoastră că sunteți timișorean de atâția ani ne cunoaștem? Ca Timișoara să n-aibă accese la autostradă, iar când încep să facă constructorii acele, să zicem, bretele de intrare în autostradă, să rezilieze contracte. Și să ai ministru, scuna, domnule, să ai ministru transporturilor. Parcă e o nebunie. Cum putem să ținem oameni de genul ăsta? Asta e clasa noastră politică. Cum o definiți, domn profesor? E o clasă politică care este dependentă de ea, nu de cei care știu. Pe câți oameni tehnicienii construc atunci când iau niște hotărâri? Dar nu e valabil numai la noi și la nivelul Uniunii Europene să iau decizii politice care n-au suportul științific și n-au argumentul. Dar eu aș vrea să vin cu o chestiune care cred că dă caracteristica societății noastre. Au intrat mulți în politică și am întâlnit tineri în anumite ocazii, întrebându-i de ce s-au dus în politică, ne-au spus că era singura cale de afirmare a lor, deci nu profesional. Și acolo unde se dă din gură. Dar eu aș vrea să vă spun ceva ce nu avem noi în România. Deci, politicianul cu omul politic și cu omul de stat nu e același lucru. Atenție, politicianul cu omul politic și cu omul de stat. Politicianul nu e responsabil niciodată. Dă din gură, promite de azi pe mâine, politică, nu răspunde nimeni. Nu se duce să dea seamă, schimbă părerile. În politica noastră românească, cu toate partidele astea care le avem, spuneți-mi un partid cu oameni de principii. Principii liberale, creștini, democrate, știu eu de ce natură. Nu există niciunul. Din păcate. Domnul profesor, în 30 de ani am asistat la trei discursuri principiale care au transmis valori morale. Unul a fost regele Mihai la 90 de ani, când a vorbit în fața Parlamentului. Altul a fost Papa Ioan Paul al II-lea și altul a fost Papa Francisc. Niciun om politic român n-a avut un discurs de natură morală în care să pună problema binelui și răului. Domn profesor, este ceea ce spun și dumneavoastră s-a atacat o problemă extraordinară legată de ceea ce a însemnat urbanismul și ruralismul în România. Am avut ocazia, cu prilejul centenarului, pentru că la Academia de Științe Agricole Stigice ne-am propus să sărbătorim
centenarul Marii Uniri. Din păcate, societatea românească în întregul ei n-a marcat așa cum se cuvenea, în opinia mea, ca ardelean și ca spirit moțesc în el, n-a marcat acest eveniment formidabil din istoria poporului român. Așa. Noi aici, la Academia de Științe Agricole, ne-am aplecat spre evoluția de-a lungul secolilor și mileniilor a agriculturii. Poporul român este un popor provenit din rural. N-a cunoscut urbanismul, mai ales țara românească și Moldova, iar în Ardeal a fost un alt fenomen. Românii n-au fost primiți în zona urbană a se vedea conflictul dintre Sibiu și statele românești din jur sau comunitățile românești din, las deoparte, problemele respective. N-am exploatat suficient nici principiile, acele cutume rurale care au determinat o anumită așezare a societății românești de-a lungul secolelor. Și se discuta cine au fost robii, că au fost robii romi sau țigani, dar românii care erau vânduți cu statele și care produceau bunurile nu au fost cumva într-o stare de robi de milioane, de mii de ani. Este o problemă care trebuie să ne opunem, pentru că românii s-au dezvoltat și mai ales partea aceasta rurală care a fost majoritatea populației. Este formidabil studiul dacă s-ar face începând de la primele comunități și modul cum s-au organizat în județi, cum s-a perpetuat această stare. Mai grav, întotdeauna slăbiciunile mari ale României și ale românilor au fost când au depins de alții. Securitatea, Imperiul Otoman Rus, nu i-a mai interesat decât să împartă. Și au împărțit în sensul acela clientelar, pornind de la domnitor până la boier și la toți ceilalți, fără să intereseze. Piramida clientelară, de care vorbea Eminescu. Absolut, a se vedea. De-aia vă spun că Eminescu a fost un purtător senzațional de analize extraordinar de precise. Uitați-vă numai la ce a semnat Comisia de Proprietărire de la 1848. Și aici aș vrea să afirm o chestiune care mi se pare că este una dintre cele mai grave, pentru a nu spune adevărul. Istoria nu poate ieși din ceea ce a fost ea. De unele adevăruri încercăm să le ascundem în funcție de cine e la putere, cine conduce. Nu ne convine că nu știu ce s-a întâmplat cu Mihai Viteazul, ce a fost la Călugăreni, ce a fost nu știu pe unde. Ridicăm în slăvie evenimente după care le ducem cât mai jos, chiar în noroi. Atunci tânărul nu mai are în ce să creadă. Cum să creadă? În cine? Care sunt adevărurile? Și aici este una dintre marile probleme. Românii nu au curajul uneori să-și spună adevărul. Și vă dau un caz apropo de esența acestei emisiuni. Păi românii s-au născut ca un popor creștin. Ei n-au fost creștinați prin intermediar, cum au fost alte popoare după 1000 de ani. Și a relansat domnul președinte Aurel Pop o chestiune legată de secolul 40, când istoria noastră este puțin amestecată, că așa vrem noi să o lăsăm amestecată. Dar se vorbește de un creștinism popular. Senzațional, pentru că a apăruse ruptura sau o anumită ruptură a legăturii dintre spațiul românesc și Constantinopol la vremea aceea. Și s-a construit un tip de creștinism care s-a dus mai mult prin sistemul oral învățat, inclusiv o ierarhie bisericească care a menținut viața rurală și a comunităților rurale, inclusiv cu anumit stil de conștiință de sine. Extrem de important, dar pe care noi nu-l dezvoltăm. Parcă ne e rușine să spunem că am fost printre creștinii creștinați direct din apostol, nu? Sau din apostoli. Este o altă problemă. Dar din coace revin. Cred că una dintre marile probleme, și apropo de Revoluția Industrială, în timp ce Anglia a făcut-o pe la 1600 și ceva, ne-a făcut Revoluția Industrială începând din 1950-70. A fost și benefică, dar și cu destul de multe pierderi. A doua, am dat legea 2 din 1968, așa zis, împărțirea administrativ-teritorială a țării. Am distrus comunități întregi, cu școli cu tot. Și ceea ce îi spuneam domnului prim-ministru cu ocazia înființării Consiliului Național al Muntelui, principiul fundamental de școală. Ce trebuie să facem? Elevul la profesor sau profesorul la elev? Aici eu nu mă refer la partea urbană și la concentrările rurale, ci acolo unde avem disperse foarte mare în zona rurală, zonele de munte, unde am avut acele școli pentru grupuri mici de copii și de părinți până la urmă, pentru că era o legătură extraordinară între părinți și școala de acolo.
erau cei care o gestionau. Ei, noi am desfințat acele școli. Și dădeam exemplu la, în comuna mea, la Sălcioa. În 1984 erau 3500 de locuitori și, atenție, 5 școli primare. 5 școli primare. În 2018 erau 1300 de locuitori, 80 de elevi. Deci 500 de elevi în 84, 80 de elevi în 2018. Și nici o școală primară. Păi cum se va dezvolta educația într-o astfel de situație? Cum? Cine va rămâne acolo? Deci comună care a fost atestată pe la 1200. Cu educație. În 1918 aveau școlile dezvoltate. Vă spuneam că liceul de la Baia de Rieș, unde am făcut eu liceu, împlinește 100 de ani acum. Dar erau școli, în comuna Sălcioa erau școli de 50 de ani înainte, care le făceau ei, preotul și țăranul, țăran din de acolo, cât de cât educați, care au dat valori excepționale mai departe. Astăzi avem în zonele rurale aproape un alfabetism din ăsta cronic. Și nu numai atât, dar imposibilitatea de a se putea menține la școală. Acolo, în zona aia rurală, de unde s-au dat acei oameni formidabili, și ale revin la Botoșan și nu numai. Că, în general, dacă vă uitați la județele sărace, au dat destul de mulți oameni, pentru că comunismul a deschis o anumită cale spre anumit sistem de burse, de susținere, de profesionalizare și așa mai departe. Trebuie să luăm și lucrurile bune, apropo de adevărul. Și cele rele și cele bune. Nu? E o problemă formidabilă, dar repet încă o dată, pentru că, domnul Mihai, suntem în preajma schimbărilor, cele care sunt acum, cele care vor veni peste un an. Câți politicieni, câți oameni politici avem în România? Vă spun eu la această dată, eu nu cunosc pe niciunul. Da, câți oameni de stat sunt în România? Eu la această dată nu cunosc niciunul. Închipuiți-vă că l-am avea în față pe Alexandru Ioan Cuza, care a început cu ceea ce înseamnă partea materială, de a putea să le dea oamenilor posibilitatea să-și asigură. Noi discutăm astăzi de pensii, salarii și de împrumuturi, nu de creere de valoare. Cu cine vom crea valorile ca să putem susține un nivel de trai? Din împrumuturi sau din plecările în străinătate și transfer de valori de acolo către România? Nu aceasta e calea. Calea este cu totul și cu totul alta. Și aici depinde de, în primul rând, de cei care hotărăsc și decid la nivel de țară. Și din păcate, eu sunt un pro-european și am contribuit din plin la integrarea și în NATO și în Uniunea Europeană, dar se fac greșeli majore în raport cu deciziile care se iau în alte părți ale lumii și mă refer inclusiv Statele Unite, China și mai sunt și alte câteva țări. Formidabil progres în timp ce noi rămânem într-un stil conservator, dar nu conservatorismul acela bun, inclusiv de distrugere în continuare a ceea ce înseamnă veriga de bază a societății care este familia. Haideți să-l vedem pe domnul profesor Hogea. Cum apreciază el clasa politică? Pentru că după ce terminăm cu profesorii o să ascultăm și pleiada celorlalți. După aceea o să mai pun o mică întrebare și o să vă rog pe fiecare. Da, domnul Mihai, mi-aș permite o mică, luați-o ca o glumă. Eu cu domnul profesor Borțun sunt convins că nu depindem de nimeni, nici pentru funcții, nici pentru altceva. Așa că ne permite să spunem ce gândim. Dincolo, vă spun eu că oamenii care ocupă, asta e o altă problemă. Deci, numindu-se cum se numesc, eu nu discut valoarea, că sunt oameni de deosebită valoare, dar le determină o anumită dependență și o lipsă de libertate, ceea ce este cel mai grav lucru. Eu spun, mulțumesc pentru această precizare, domnul profesor. E foarte important că ați făcut-o dumneavoastră, nu am făcut-o eu. Am făcut-o și când eram eu om în zona politică și mi-a plăcut-o și o spun acum, de pildă, libertatea cercetătorului, care trebuie să nu poți încorseta printr-o hotărâre judecătorească a Curții Europene de Justiție gândirea. Da. Ne găsim în timpul Inchiziției sau unde Dumnezeu ne trebuie. Marile soluții vin din libertate, nu vin din încorsetarea creierului și a minții. Vin din libertatea individului de a gândi și de a găsi soluții. Uneori par năstrușnice, par de negândit, dar ele apar. Și fără această libertate și aceste soluții, nu ai cum să progresezi și să dai siguranță comunității întregi.
Hai să vedem pe domnul profesor Hoxha. Cum e cu clasa asta politică din care faci parte? Eu, într-adevăr, la fiecare pas mă lovesc cu așa zis oameni politici care sunt la nivelul... Dar e puțin mai hotărât acum, chiar dacă vorbești despre voi, politicienii. Da, sigur că eu n-aș fi așa de dur cu ei, pentru că sunt mulți tineri, să zic așa, la noi în Timiș, mulți tineri la toate categoriile, începând de la Consiliul Județean și terminând cu primăria. E clar că e nevoie de experiență și experiența pe o funcție politică poate să ducă la o comportare ulterior care să se ridice la nivelul așteptării societății. Eu consider că clar că valorile și moralitatea unui om politic trebuie să primeze, indiferent de ce partid, din ce partid face parte. Dar din păcate, să știți că, din păcate, și vă zic că un om care pățește în fiecare săptămână cu o problemă legată de politică, de multe ori se greșește și nu există responsabilitate nici măcar la omul politic care, din păcate, o face. Și ce să vă zic, unii plătesc anumite studii, din păcate, care se bazează, din păcate, pe date false și se trag concluzii, care, la rândul lor, sunt concluzii false. Numai departe de săptămâna trecută a fost o astfel de situație, un studiu care a costat o sumă nu foarte mare de bani, dar care s-a bazat pe date din SIR, aplicația așa informatică SIR, care nu erau actualizate din 2015. Vă dați seama ce concluzii s-au tras ulterior. Studiul acela, după părerea mea, nu poate fi pus în practică, nu te poți baza pe datele lui și ajungi la concluzia că acei bani au fost aruncați la față. Asta dar fiți singuri, poate... nu, profesor? Dar fi singuri? Nu, dar sunt. Eu asta vă zic că în fiecare săptămână se întâmplă câte ceva. Și, din păcate, vedeți, nu există responsabilitate. Și cred eu că cel mai important lucru pentru un om politic al zilelor noastre este să existe responsabilitate și moralitate din partea lor. În momentul în care este responsabil, are o conduită morală. Poate să apară în fața oamenilor, cetățenilor pentru acele voturi. Dar în momentul în care există foarte, foarte multe probleme în spate care nu îl împiedică, să zic așa, să vină în fața oamenilor și să se prezinte, apar tot felul de probleme. Timișoara, cum să zic, are o populație școlară destul de mare. Noi în județ, deși de încesământul a arătat că suntem într-un picaj dramatic al populației, sigur că n-a fost corect făcut și am constatat că datele au fost total eronate, numai de parte faptul că în fiecare an avem câte 1200 de echivalent de studii, ceea ce înseamnă că au venit familii din străinătate și s-au reîntors în țară la noi și s-au relocat ori în Timișoara, ori în jurul Timișoara. Timișoara este un pol care atrage oamenii din localitățile sau din județele din jur. Populația școlară la noi a crescut constant în ultimii 3 ani, cel puțin de când sunt eu la inspectoratul școlar, și constat că creșterea aceasta se va menține și în perioada următoare. Sigur că, de asta zic, totul depinde de politică, din păcate, în momentul de față, și responsabilitatea omului politic trebuie să primeze, moralitatea lui, așa aș vedea eu reperele. E foarte interesant că ai folosit un alt motiv în toată expunerea asta, moralitate. Iată că noi în proclamația din Banat am utilizat această sintagmă, moralitatea, ca fiind chintesența transformărilor. Ia să vedem cum privește Beni clasa politică românească. Până să ajung la clasa politică, aș vrea să
cred împreună cu voi sau să am încredințarea că capacitatea spontană a poporului român poate să producă evenimente astfel încât clasa politică să se reformeze. Și aș spune că suntem într-o situație destul de critică, întrucât avem aproape 80%, dacă analizăm bine, 80% partidele sau găștile, mai bine zis, sunt la guvernare. Și avem o opoziție tot de nu știu cum să le zic, golănași de cartier cu 10% care nu știu decât să facă așa, cum să zic eu, circ altceva. Da, nu îi dau, le dau nume. Și asta e o problemă a noastră ca popor. Deci noi avem o opoziție de 25%, 10 USR, 15 sau invers. 10 Aurul. Ei, ascultându-l pe domnul Tabără, constat că poporul român a fost rob mai mult decât poporul evreu. Că noi suntem ca națiune de 100 de ani. Și ar trebui să ne punem pe gânduri treaba asta. Adică, pe lângă țigani, am fost și noi robi. Ba la Habsburgi, ba la otomani, ba la... Și asta trebuie să ne mai tai un pic din... Inclusiv la o minoritate românească am fost robi. Poftiți? Din păcate, inclusiv la o minoritate românească, cei da. Care aveau și atunci puterea economică și puterea de viață și de moarte. Sunt de acord cu dumneavoastră și eu am aceleași simțăminte de moți de pe lângă Hălmagiu, născut și crescut până la 14 ani, pe acolo, prin zonă. Pe la... Eu sunt la Sălciua, tot pe Valea Rieșului, tot dintre ei. Eu sunt pe Valea Crișului, dar nu sunt mai mult moți decât crișani. Acolo, sub găina, la Hălmagiu. Da. Ei, cunosc lucrurile astea, cunosc creștinismul din Munții Apuseni, cunosc mișcarea din cadrul ortodoxismului, dar, din păcate, putem să constat eu acum, la vârsta asta, că am avut parte o perioadă de pseudocreștinism și acest pseudocreștinism a ajuns până în zilele noastre. Dacă... Și cum o lipsi și la alții mai nou. Și la alții în vest nici nu mai vorbim. Corect. Ei, acum revenind la clasa politică, trebuie făcut ceva ca să avem clasă politică, partide politice. Nu există ofertă, așa că, domnilor, cu pregătirile cu ăsta, gândiți-vă măcar la ceva de genul, zic eu, pentru că oferta care ni se arată pentru 2024 PSD, PNL, PSD mai mic, să zicem așa, pentru că e clar că și-au dat mâna, așa, nu avem valori, noi ne lăudăm că suntem creștini. Unde sunt valorile? Și nu am o mare, cum să vă zic, pe PNCCD-ul. Am foarte multe de spus, și nu, dar niște valori creștine, dacă totuși nu legionare ca și alu aur, cel puțin. Deci niște valori, morala nu putem să o prindem în lege. Dar putem să vorbim și să chemăm, dacă ne pretindem, și eu mă bucur că există totuși o trezire în rândul fraților mei și de neam mă refer. Adică observ preoți ortodoxi care încep să mustă și să învețe bine, mai predică, nu numai lălăie Evanghelia, mai o și predică. Acum, scuzați-mi limbajul meu neacademic și să sperăm că oligarhii, urmașii oligarhilor, adică să ne punem asta așa, minunile țin 3 zile, să credem în minuni, dar ele țin 3 zile, vor ajunge burghezi și se formează. Eu zic că sunt foarte mulți oameni cu bani care au început să înțeleagă rolul lor ca oameni care nu sunt, sunt doar administratori a banilor care le vin și se implică și în acțiuni sociale, de educație și lucrurile vor merge. Dar la politic trebuie să... Benii, astea trebuie promovate. Oameni care fac aceste gesturi trebuie să-i vedem des. Nu ne uităm peste tot și vedem aceleași figurine de ceară
să nu folosesc alt termen, și sunt deontologii de serviciu care spun și se pricep la toate, inclusiv la pensii, că există un post de televiziune care spune despre pensii tot, cum ia burește pe vieții pensionare. Hai să vedem. Zi-mi, te rog, Eugen, cum e cu clasa politică românească? Ai simțit-o? Cum o vezi de dincolo? Clasa politică românească am văzut-o și când am trăit cei 2 ani de pandemie în România. M-a uimit în primul rând modul în care oamenii se declarau aparținători a unui partid cu trup și suflet, îmbrățișau pe liderii acelor partid fără a băga în seamă, de fapt, ce realizează, ce anume au înfăptuit aceia. Nu era atunci acel leitmotiv, fără PSD, toată lumea era pe în căruța PNL-ului și am avut acei lideri, cum îl chema, Câțu, care ne-a vândut pe altarul, așa zisei, piețe libere a liberalizării prețurilor la energie, a cumpărat 100 de milioane de doze de vaccin. Deci a jefuit țara, ne-a sărăcit în mod nediscriminat pe toată lumea, dar oamenii în continuare se declară peneliști. Nu există, cred că, cum au zis și antevorbitorii mei, nu cred că există oameni politici care să reprezinte România. Suntem într-un nou regim fanariot în care suntem conduși de către niște jefuitori de țară, cei care reprezintă interesele externe. Îmi pare rău să generalizez în felul ăsta, dar nu cred că asta sunt observațiile mele. Nu prea cred că e greșit. Nu prea cred că e greșit. Din nefericire, și o fac pe față, mai nou cred că fără perdea. Hai să-l auzim și pe Sorin Truță. Cum apreciez clasa politică? Eu apreciez că în România va fi bine când va apărea primul partid politic care își respectă propriul statut, în primul rând. Pentru că dacă în interiorul partidelor nu se respectă statutele, ce pretenții poți să ai de la cei mandatați de partide în funcție să respecte Constituția și legile țării? Asta în primul rând. Și în al doilea rând, noi nu scăpăm de acest sindrom profund al tătucului, după cum vedeți. Am scăpat de un tătuc și acum sunt mai mulți care se succed reciproc. Deci așa funcționează politica românească și să ne uităm la negocierile care au loc zilele acestea. Dom'le, cei 3 președinți decid. Ei se întâlnesc în intimitatea lor acolo și decid ceva. Și poporul așteaptă să iasă fumal. Și ai văzut că acum pe Bistriță a ieșit o apă curgătoare ca maronie. Se pare că și fumul ăla e tot maroniu. Domnul profesor Borțunu a pomenit pe Hegel, o să-l pomenesc pe Nietzsche. Este vorba de voința de putere. Hai să-l vedem și pe Mihai. Cum vede Botoșaniu clasa politică românească? Ca să fac o glumă. Clasa politică are nevoie de școală politică. Nici măcar școală politică nu se mai face. De școală. Eu sunt optimist. Eu sunt sigur că mediul privat încet va duce schimbări în clasa politică. Mediul privat o să-și aducă aportul. Încet clasa politică o să fie schimbată. Dar trebuie să avem un mediu privat puternic. Și încet și investitorii noștri români se dezvoltă. Avem exemple și aici, noi în Botoșani și în Iași. Da, o să dureze. E un drum lung, foarte lung. Și revenim la politicieni. Da, școala ajută pe toată lumea. Ai școală, ai parte. Deci, ne apropiem de final înainte de a da cuvântul la fiecare. Mihai, dacă permiți numai un moment. Vă rog, domn profesor. Eu cred că România se va așeza în momentul în care clasa politică nu-și propune numai să împartă bunurile acestei țări, ci să construiască bunuri pentru această țară. Aici este esența.
construcția de bunuri pentru țară este fundamentală, nu împărțirea și înstrăinarea capitalului românesc. Înstrăinarea, nu exportul de capital românesc, care sunt două lucruri total diferite. Pe această cale facem apel la numeroși oameni de valoare pe care îi are această țară. Și iată, în seara asta am avut niște oameni de mare valoare care au vrut să marcheze un an de la lansarea proclamației din Banat, cărora le cerem să participe la reconstrucția morală a României. Este chintesența a tot ceea ce ne propunem noi prin proclamația din Banat. Și vă rog, domnule profesor Borțun, la final, să trageți dumneavoastră o concluzie și o să încep cu, de data asta, cu domnul profesor Tabără. Vă rog să conchideți această emisiune. În primul rând, trebuie să credem sincer în valorile poporului român, pentru că ele se exprime, din păcate, numai în anumite momente. Poate că trebuie să luăm exemplul unor generații, cum a fost cu mai mult de un secol în urmă, generația la 1848. Cei care au realizat mica unire și s-au dus mai departe pe un program transpus revoluționar de la 1848, care s-a dus până la formarea României Mari. După care, iar tot clasa politică, o clasă care a tratat România anapoda, cum îmi place să spun, a făcut România mică și a creat problemele pe care încă le mai avem și astăzi. Eu cred însă că generația tânără care vine, îi spuneam inclusiv fiului meu, care este în zona respectivă, că au nevoie de niște bobârnace puternice și poate că n-au fost călcați nici pe bombeuri și nici scuipați, nici nu trebuie să ajungă până acolo. Doamne, sper să nu ajungă până acolo. Nu sunt bune. Poftim? Apucăturile astea nu sunt. Sper să nu ajungă românii până acolo, pentru că abia atunci învață că trebuie să fie ei înșiși. Și aici este responsabilitatea școlii, a familiei și a celorlalte instituții pe care le avem în statul român și care sunt reprezentate sau trebuie să fie reprezentate de oameni cu responsabilitate. Este numărul unu. Domnul profesor Hogea, vă rog, conchideți emisiunea din ocazia unui an de la proclamația din Banat, care are ca obiectiv resetarea, o provocare, resetarea societății românești pe bază de educație, plecând de la morala creștină. Sigur, consider că o concluzie ar fi principalul lucru la care ar trebui să ne apropiem este familie. Pentru că familia, o familie care cunoaște nevoile societății, o familie care cunoaște, să zic așa, nevoile de dezvoltare a copiilor, poate să conducă și o schimbare în societatea viitorului. Dacă familia este aproape de școală, pentru noi contează. Dacă familia este aproape de mediul de afaceri, sigur mediul de afaceri se dezvoltă. Familia aproape de biserică, sigur nu mai sunt atâtea situații. Eu aș zice că elementul central ar fi o bună colaborare, sau mă rog, o bună legătură între membrii familiei care pot, în societatea viitorului, care pot influența toate cele discutate. Beni Oprea. Deci, vis-a-vis de clasa politică, să sperăm că însă, uitându-ne în județul Timiș numai, cum domnul Tabără a specificat, sunt câteva familii de politicieni din fiu în din tată în fiu. Și să sperăm că poate vor da un semnal. Cum dânsul spunea că îi trage atenția copilului dânsului care e în zona politică, cum mai sunt și alții, eu nu vreau să... Mentalitatea omului de rând, și-o dat ștafeta unul de la altul. Eu cred că pot să învețe și în viitorul apropiat să nu se ajungă la ceea ce a spus domnul Tabără, ca românii să lasă aia, masa aia critică, să ia amploare și să avem parte iară de tulburări, ca și în 89, care au schimbat, n-am ajuns atât de rău, dar avem o majoritate, să nu se ajungă acolo. Iar pentru asta noi trebuie să încercăm ca pe seminii noștri să-i convingem să meargă la vot.
Pentru că clasa politică, eu stau de vorbă cu tineri, cu care am tangențe și îmi place să mă înconjor de tineri. Eu nu mă duc la vot. El are 40 de ani și nu a fost niciodată la vot. Asta ar trebui să conștientizăm pe cei din jurul nostru, noi cei care am inițiat apelul ăsta prin proclamație. Trebuie să avem și oameni care să înțeleagă că chiar dacă la 4 ani trebuie să participe la vot. Pe de altă parte, trebuie încurajat să formeze partide. Nu găști. Aici trebuie să avem așteptări de la intelectualitatea acestei nații, pentru că aș spune mai multe, dar mă opresc aici. Și în 89, numai, să nu zic așa, din clasa muncitoare, așa, s-au ridicat și au fost foarte puțini oameni care și-au asumat niște lucruri în fața aparatului de partid, miliției și armatei. Deci acum există, sunt oameni care trebuie să fie ideologi pentru grupuri care să formeze chiar societăți în prima fază civile și după aia să... Pentru că un partid se construiește cu mulți bani. Vedem și pe Eugen. Cum conchizi emisiunea? Aș face referire la fizică. Nu? În fizică am învățat despre două stări care sunt puțin diferite. Una, un echilibru stabil și cealaltă, echilibru instabil. Cred că această declarație din Banat, de fapt, se referă la acest echilibru stabil. Acum te-ai arăbit, nu? Proclamația din Banat se referă la readucerea la acest echilibru stabil, la acea conexiune cu normalitatea, cu natura. De aceea nu aș folosi cuvântul resetare, fiindcă este un cuvânt care a fost furat, din păcate, această demență a forumului economic global. Dar nu putem să eliminăm cuvinte dacă unii le deformează. Noi trebuie să le aducem în normalitate și să le explicăm așa cum sunt. Exact, dar pentru mine este o echilibrare a societății românești. Nu trebuie să revenim la acest echilibru stabil. Sorin. Pentru că anul acesta este centenarul Monica Lovinescu, caracterul a fost criteriul suprem care a determinat activitatea acesteia și viața ei până la urmă. Și eu cred că de asta are nevoie societatea românească, de o infuzie puternică de caractere. Și pentru asta am militat noi până la urmă prin acea proclamație de la Timișoara. Din Banat. Te rog, Mihai Bâlbă. Eu zic că toți trebuie să ne aducem aportul. Fiecare trebuie să încerce să facă mai mult decât a făcut în ziua precedentă. Părinții să-și educe copiii, profesorii să-i educe elevul, studentul, politicianul să păstorească comunitatea și toți avem rolul nostru. Și dacă ne l-am face fiecare pe bucățica noastră, ar fi un lucru bun. Vă mulțumesc și o seară frumoasă tuturor. Domnul profesor Bortun, v-aș ruga să încheiați dumneavoastră această emisiune. Păi, toate intervențiile de la ultima întrebare merg spre un corolar al emisiunii, că dacă vrem să ne păstrăm speranța, trebuie să învățăm și să avem răbdare, să nu mai fim nerăbdători, să nu alunecăm în voluntarism, în radicalism. Și știți de ce? Pentru că am ajuns la concluzia că toate sistemele învață. Universul e format din sisteme. Toate sistemele învață prin adaptare la alte sisteme, la macrosistemul din care fac parte.
Există o capacitate a sistemelor de a învăța, așa și în sistemul social, așa și societatea românească. O să învețe, odată cu timpul, pe parcurs, și tânăra generație, și spunea domnul Bâlbă foarte bine despre noua clasă antreprenorială care se formează și care va genera probabil o altă clasă politică. Trebuie să mai avem și răbdare. Da? Și domnul Oprea a spus foarte bine cu învățarea. Învățarea e, avem capacitatea asta de a ne învăța unii pe alții și de a ne face datoria fiecare la locul lui. Știți, e o legendă a păsării colibri. Incendiu în pădure și toate animalele au luat-o spre marginea pădurii, păsările zburau toate disperate să fugă și se întâlnesc cu pasărea colibri, care știți, are 7 centimetri și care zboară așa cam brownian. Zice, ce face zăpăcita asta? Ea nu știe ce are de făcut. Ce măi, dragă, zice, noi fugim că e incendiu, tu te duci spre incendiu? Știu că e incendiu, zice, dar eu m-am dus la apă, am luat apă în cioc și mă duc să sting. Și păi tu cu apa, cu ciocul tău și cu apa aia stingi focul? Zice, nu, știu că nu sting, dar eu fac partea mea. Și povestea spune că atunci au dat seama toate animalele că e o problemă de moralitate aici, de atitudine. S-au dus, au luat toți apă și s-au dus și au stins incendiu. Deci până la urmă, dacă reușim să formăm o sinergie de asta pe atitudine și care înseamnă de fapt morala creștină și care să ne unească pe toți, până la urmă, dacă ne facem fiecare parte a lui, reușim. Dar cu răbdare. Sistemele învață. Mulțumesc! Și vreau să închei tot ca și în proclamația din Banat cu un lucru extrem de important care l-am păstrat pentru final. Vom iniția forme democratice ale dialogului social între societatea civilă și guvernanți în scopul identificării și servirii interesului public. În acest scop vom încuraja dialogul constructiv, comunicarea profesională și responsabilă prin care să-i chemăm pe toți românii din țară și din străinătate la efortul comun de a deveni fiecare în parte o binecuvântare pentru pământul străbun și istoria sa. Și vreau să vă anunț că acum un an de zile Agenția Națională de Cadastru venea la Timișoara cu un reprezentant numit Ionuț Guzaș și afirma că se va implica într-un proiect de reformă profundă legată de digitalizare. Vreau să vă anunț că nu numai atât, am demarat un proiect la Arad cu judecătoria în care domnul președinte al judecătoriei, judecătorul Ionuț Bogdan, care coordonează un grup de lucru format din avocați, experți și Agenția Națională, vor pune în undă un regulament pentru că am schimbat și legea în ceea ce ne-am propus. Vreau să vă spun că atunci când există dialog constructiv, când există iubire de țară, că nu este o rușine să-ți iubești țara, există și oameni extrem de valoroși care nu vorbesc numai și fac. Și în curând vom demonstra că reforma în sistemul legat de expertizele judiciare poate deveni un model pentru România. Și de aceea această emisiune și-a propus să marcheze ca o bornă de hotar că atunci când oameni de mare ținută, academică, ai societății civile, din străinătate, cum este domnul Eugen Sechei, din Moldova, cum este domnul Mihai Bâlbă și alții, pentru că toți suntem români și ne iubim țara și de aceea îl rugăm pe Dumnezeu. Doamne, binecuvintează România și pe toți românii. Oriunde s-ar afla, orice profesie și orice vârstă ar avea, bărbați și femei. Deopotrivă, harul tău să se reverse peste toți în sănătate, pace și liniște, în bunăstare materială și spirituală, precum și în dorința sinceră de a face voia ta. Doamne ajută! Amin. Și binecuvântează România. Amin. Și pe români. Mulțumesc mult! Și să ne întâlnim sănătoși la următorul eveniment prin care să punem în valoare ce am făcut pentru noi sub oblăduirea Domnului nostru și să învățăm, cum zicea profesorul Borțun, să construim împreună grădina Maicii Domnului, care este România. Doamne ajută! Doamne ajută! Da.